comori ascunse. Suntem bucuroși că ați acceptat acest interviu. Vă zic bună seara. Bună seara. Bună seara. Și vă reamintesc, suntem pe urmele părintelui Rafael Bodiu, în amintirea lui, și vom discuta despre istoricul mănăstirii și personala părintelui. Doamna Lilia, povestiți-ne cum țineți minte prima întâlnire cu părintele. Consider că cel mai mare dar dumnezeiesc după nașterea noastră, desigur, a fost că Bunul Dumnezeu ne l-a scos în cale pe scumpul nostru regretat, Părintele Rafael. El care ne-a monitorizat viața noastră duhovnicească, dar și cea pământească. El, ca un tată adevărat, a știut pentru fiecare absolut individual ce este bine și ce este rău. Tot Părintele ne-a învățat că timpul este o creație dumnezeiască de mare preț. Definindu-se în creștinism ca fiind intervalul dintre chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. De aceea, Părintele Rafael ne-a învățat, timpul trebuie sfințit cu rugăciune, căci rugăciunea este cheia împărăției cerurilor. Personal am citit la Sfinții Părinți că rugăciunea este cheia sufletului. Și iată de aici, anume de la rugăciune, Părintele, ca nimeni altul, pe copiii lui duhovnicești, pe mine personal, care eram destul de rătăcită la capitolul credință, Părintele de aici a pornit drumul devenirii noastre ca creștini. Un drum greu, un drum frumos, și tot Părintele Rafael a știut că fiecare din noi are nevoie de hrană spirituală. Și atât Părintele fiecăruia i-a dat tot de ce a avut nevoie. Și de multe ori ne spunea, să știți, niciodată să nu dați sfaturi dacă omul nu-ți cere sfatul. Prin exemplul lui personal ne-a învățat să fim modești și să cunoaștem smerenia. Și atât aici vreau să recunosc că la capitolul smerenie, Părintele a avut mult de lucrat cu mine. M-a învățat ce este smerenia, m-a învățat ce este modestia și mai ales smerenia în fața soțului. Venea la noi în vizită și... Venea la noi în vizită și eu ca un mirean adevărat, ca și Marta și Maria, Maria a ales partea cea bună a lucrurilor din Sfânta Evanghelie, dar Marta se deranja de cele lumești. Exact așa și în familia noastră. Vladimir asculta, stăteam preajma părintelui și prindea fiecare cuvânt duhovnicesc. Eu mă deranjam ca Marta să spun pe masă să-l primesc părintele cel mai scump oaspete din viața noastră, din casa noastră. Și îi mai făceam câte o replică soțului și părintele îmi spunea, trebuie să te smirești în fața soțului. Și vreau să recunosc că am bătut multe mătănii pentru soțul meu. Și erau momente când... Da, și erau momente când îmi rugam feciorii pe Victor și pe Alexandru să mă ajute. Și părintele mi-a dat voie, spune, cere ajutor că ea să te ajute. Și tot de fiecare dată mă învățam ce înseamnă smerenia.
Și dacă tot vorbim despre părintele, pot să-mi aduc aminte niște lucruri extrem de miraculoase, extrem de importante pentru mine ca dezvoltarea mea spirituală. Prima dată, când, cum l-ați întâlnit, părintele? Eu de Baștină sunt din raionul Râșcani și, de exemplu, am și o poezie, fiind profesoară de română, desigur că am avut inspirația să scriu o poezie despre drumul Pribeag. Am un drum din orașul Chișinău, de la Bubuieci, care mergea la casa părintească, la părinții mei, și tot același drum, probabil că a fost voia Domnului, că același drum să mă ducă și la Casa Spiritului, la părintele Rafael. Și atât cu doamna Olga, fiind profesoară, am fost o singură dată la părintele Rafael și nu știu de ce părintele m-a remarcat din toți cei care erau și a început să mă întrebe multe lucruri. Și eu îi răspundeam și la un moment dat mi-am dat seama că viața mea de acum are nevoie ca să fie monitorizată de cineva care să-mi monitorizeze viața. Fiindcă eu înțelegeam că parcă totul era bine, dar aveam nevoie de hrană spirituală. Și iată, eu am înțeles și mult timp, multe seri la rând mă gândeam tare bine ar fi dacă părintele ar vrea să fiu fiică duhovnicească. Și atât lucrul acesta s-a întâmplat, părintele spune, eu am să fiu tată tău duhovnicesc, tu știi de asta? Zic, nu știu, părinte, dar aș vrea. Și el spune, dar chiar ai vrea? Știți cum el era naiv, dar naiv în sensul bun al cuvântului. Da, naiv în sensul bun, el era ca un copil, fiindcă sinceritatea asta era până la refuz la părintele Rafael. Și atât, după 3 ani de zile mă duceam la mănăstire cu colega mea, cu mătra mea, Olga, și când a venit prima dată părintele în ospiție la noi, soțul meu l-a întâlnit și el cu mare uimire spune, Lilia, acesta este soțul tău? Și eu zic, da, părinte, chiar el este soțul tău. Și pe urmă, când am intrat în casă, ne-a fost oaspite tare, tare scump și soțul meu din prima dată l-a acceptat și l-a primit foarte, foarte bine. Și el atunci i-a spus un lucru foarte important și eu cred că Vladimir o să povestească ce i-a spus părintele în prima noastră întâlnire. Eu am ieșit în Praga să-i întâlnesc. Era părintele și erau câțiva călugări cu dânsul la mănăstire. Dar eu, de firea mea, nu prea... Așa cum timid. Nu prea creștin, cum creștinești așa. M-am născut în familie de intelectuali. Mama mea a fost secretar de partid, una alta. Director de școală. Și eu nu aveam nici închipuire și nu aveam nici idee ce înseamnă lucrul ăsta. Și ies eu să-i întâlnesc, parcă în glumă așa s-o primit. Și îl văd pe dânsul vine, bună ziua. Dar eu zic, bună ziua, părinte. Tu ești vouă? Zic eu, părinte. Chiar tu ești vouă? Zic eu, părinte. Ești soțul lui Ilea, zic eu, dar și nu aveți să iasă să te întâlnească aici. Nu e altul om străin. Și am intrat noi de acolo în casă, am mai stat la masă și el nu spune nimic. O zic, tu știi, chiar vroiem să văd cum arată bărbatul lui Ilea. O zic, pe dânsa o știu de vreo 3 ani, dar tu ce nu vine la mănăstire? Părinte, zic, am să vin. Promit, deci promit că am să vin. Și așa și-a fost. Aceea s-a început. Dar ce-o spus el că să vie acolo? Nu, așa e mai târziu a fost. Și din ziua aceea s-a pornit calea mea spre Dumnezeu, spre cele sfinte. Da, cele sfinte. Ceva fantastic. Prin femeie un credincioasă se mântuiește bărbatul necredincioasă. Da. Nu, dar cred că el mă depășește. Da, dar la început așa a fost. Dar la început. După nu invers, dar acum s-a mântuiește. După mulți ani de zile, de acolo, după mulți ani, stăteam o dată tot la o sărbătoare și era părintele cu noi, erau tot niște călugări la mănăstire, frații de-ai noștri, și el s-a uitat așa la mine și a zis, Antonu, și-am spun un lucru, dar să ții minte. Zic, bine, părinte, spune. O să știi că eu mă duc înaintea ta, dar tu o să vii acolo unde am să fiu eu. Numai că mai pe urmă. Numai că ai să vii mai târziu. Ia că așa am spus. Am rămas tablou. Surprins. Dar ai de ales?
Nu, nu am de ales întrebare, pur și simplu zic așa cum este. Pentru că toți fiii duhovnicești care au fost al un tată bun, tot timpul tatăl s-a stărit să iei cu dânsul. Da. Să nu îi ies în preșteți pe drumul. Da. De tăi și zic că aveți de ales? Nu, nu am nimic, nici nu mă gândesc să aleg ceva. Domnul Leonid, povestiți-mi dumneavoastră cum ați întâlnit prima dată pe părintele. În amintirea mea au rămas și a să rămână, cred că, la toată familia mea pe veci. Sora lui soția mea, Natalia, mai des ori, noi mergem cu soția mea la biserica, la mănăstirea Ciuflea. Și venind să Natalia la noi și îi spune soției, Sfeta, vine părintele Rafael aici și eu, nu vreau să sfințeți casa. Sfeta și-a zis, care e? Sfeta spune, Leonea, uite, vine un preot în Chișinău și dacă vrei să sfințăm casa. Sfeta, eu niciodată am spus că nu. Fie așa cum spui tu. Am pregătit tot ce trebuiește pentru sfințenie, tot absolut cum trebuiește. Au venit părintele cu cine mai venit acolo, tot au fost fiețe bisericești în ograda la noi. Eu îi spun, părinte, dă-ți stăm la masă. Păi eu la tine... Altă dată am să vin. Altă dată, părinte, înseamnă că altă dată. Fie așa cum este, cum ai spui. Nu a durat nici o săptămână de zile, a venit părinte din Chișinău. Sfeta mă spune, ia uite, m-a sunat Natasha, vine părinte din Chișinău și dacă asta e, a zis că sunt la voi pe acasă. Păi care e problema? Am pregătit masa, am pregătit tot ce trebuiește. Eu nu sunt amator de bere. Dar am servit în ziua aceea bine, când am venit părinte. Mie îmi pare că părintele servește odată cu mine. Dar părintele m-a încercat de minte din plin. Ei, am stat la masă, tătul scade, părintele scoală și că eu am să rămân la voi. Și s-a urcat la mine în casă, s-a dus, s-a culcat în dormitorul meu. Dar eu am rămas în ogradă. Și mă gândesc, deță ori părinții zic, ia băi, Ionia, povestește-mi, ia băi, povestește. Și eu povesteam întotdeauna lui plăcere când eu îi povesteam întâmplarea respectivă. Prima întâlnire, dacă a rămas pe viață, asta e o mintire extraordinară. Păi, mă așez eu pe bătiuri afară, Sfeta strânge de pe masă, auză, ia el la mine. Eu zic, ești de obraznic preotul ăsta aia. S-a dus, s-a culcat în dormitorul meu. Eu sunt aici, ești cu treaba asta. Sfeta, ia la mine. De unde e popa ăsta? Ia să-i lua popa și-ai rulit-o de aici, cu toată popă. Așa i-a spus Sfeta, te rog frumos, Leone, taci, nu faci gălăzie. Nu se poate așa, trebuie așa. Ei m-au liniștit pe mine, m-am culcat eu. M-am culcat în cameră, chiar dacă în camera asta aici am m-am culcat. Dimineața mă scol că sunt la ore de primit la primărie, dacă eu activam în administrația publică locală la primărie. Mă scol, zic că sunt ore de primit la primărie, trebuie să mă duc. Mă scol, capul fac așa, ia faci du-du-du-du cu partea asta, fac așa du-du-du cu partea asta. Sticlii, da? Părie, chic, toată lumea pe pește mine. Mă duc eu, mă sună Sfeta, la vreo ora 11, Leone. Uite, părintele s-a dus, are o liturghie face în Chișinău și apoi vine, mai stăm și pleacă la mănăstire. Aseta, eu ți aduc și trebuiește, dar tu pe mine nu mă lega, te rog frumos, cu preotul tău. Te rog frumos, vrei primește, vrei stai la masă, vrei spui așa. Păi bun, Leonea, bun, hai așa. Mă duc eu repede, eu nu închidem niciodată poarta, cu mașina, ia duc-te acelea. Și că părintele cu o altă mașină, cu șoferul de urmă, eu parchează. Dar eu zic, părinte, te rog frumos, la o parte. E mașina la o parte, că eu mă gândesc, am treabă. Nu, băi, băiete, mâine adesă vorbesc eu cu tine. Și mă cheamă într-o parte, dar la mine gânduri diferite atunci, în afară de ce să dormit el pe dormitor, la mine s-ar arăta diferite prostologii în capul meu, știi? Niște gânduri care sper eu că niciodată să nu mai apară, nici la mine, nici la copiii mei, nici la nimeni niciodată. Și îmi spune el mie, cum poți tu să te gândești de un călugăr? Știi, absolut
tot ce m-am gândit, tot ce am vorbit, absolut mi-a spus cuvânt în cuvânt. Eu zic, părinte, zic, haideam să bem bere. Nu mă mai grăbesc, haideam să bem bere. Și am zis înapoi. Păi și la o săptămână de zile, nu știu cum acolo, a venit iarăși la noi. El foarte des venea la noi, deja. Și la o săptămână după aceea, iarăși a venit la noi, a rămas la noi. A venit cu o soră duhovnicească și cu un frate duhovnicesc la noi aici. Și atunci, deja, în ziua aceea nu era loc ca duhovnic. Mai am anunțat să povestească și Sfânt acum la loc ca duhovnic. Dar ideea e următoare. Așa a vrut unul bunul Dumnezeu să fie, ca Părintele Rafael să ne fie tată. Eu așa îi spuneam, tată. Deși tată, de atâta că eu ne-am luat, rămas bun de tata meu, care tata meu biologic care a fost, eu avem 5 ani când el a plecat în lumea cea o viață. Dar Părintele Rafael mi-a fost duhovnic cu mult mai mulți ani decât tata meu care m-a crescut de mic. Și eu întotdeauna îi spuneam lui, când mă întâlnim, îi spuneam tată. De atâta că atâtea lucruri sfinte să înveți de la un stareț de mănăstire. Noi am avut alături de noi un duhovnic atât de puternic, un sfânt, sfânt viu, pe care noi câteodată nu am apreciat și nu am prețuit ceea ce pe noi și am avut alături de noi. Nu realizat. El zis, n-am realizat noi multe lucruri. Noi întotdeauna, îmi pare că întotdeauna să fie așa. El n-a să fie niciodată, n-a să plece, dar el pe noi ne pregăte. Eu de treaba am să plec, eu am să mă întâlnesc cu un Ioan să mă duc. Dar noi luam lucrurile astea cam așa, o lucru că în glumă. Dar dacă eu ar fi avut să se întoarcă, mă, ca pe o clipă, viața puțin înapoi, eu nu m-aș dispărți nici pe o secundă de la să fiu alături de dânsul. Nici pe o secundă, nici pe o clipă. Eu aș fi cu ochi și cu urechi numai lângă dânsul să învăț lucrurile cele sfinte care s-au trecut în viața mea. M-a luat pe mine nu odată el și în Ucraina. Păi, Leonea, mergi cu mine. Păi, părinte, crezi că n-asta înveți de rău? Clar nu că merg, unde ești să-mi zici, păi... Păi, îmi ducem la Ucraina, îmi ducem la Poceaiev. Dar eu zic, părinte, dar eu am venit la mănăstire, la Nicorăni, sunt 200 de km de la mine, din poartă până la mănăstire. Eu zic, părinte, zic, n-am pașaportul cu mine. Păi, tu lasă pe Sfânta aici la mănăstire și tu te fugă repede până acasă și ies pașaportul și vin înapoi și nu m-am plecat. Era simplu la părinte. Ha, dacă zici părintele așa, zici și făcut. Puneți mașina, fugă la Chișinău, înapoi eu pașaportul și hai iarăși înapoi cu dânsul la astea. Așa au fost ocazii în Ucraina, atâtea lucruri eu n-am văzut așa rugător ca Părintele Rafael, vă spun eu. Dimineața la ora 5, în Chiva Pșerska Lavra, cum se scula părintele, practic el nici nu sculca, eu îți povestesc despre asta. Intram în pișeră, în Brijni, în Danie, la Feodosie, la Antonie, cum se pune în genunchi de dimineață, până la amiază din genunchi el nu se ridica. Adică stătea în genunchi și ruga. Și eu mă ieșeam afară, iar intram, eu zic, cât poate el să stăie în genunchi. Îmi dădeam eu însuși îndreparea. Eu am avut așa o ocazie, că asta a fost în postul cel mare, 2 săptămâni de zile, noi am fost în Chiev-Obșescă, în Lavra, la rugăciuni. În post, primele 2 săptămâni. Nu se mai repet așa clipi. Așa clipi nu astea. Nouă ni se deschide, părintele Rafael așa de mult îl stimau pe dânsul acolo, lui îi deschide, după ce ieșeau toți, închide pișerile tăi, dar nu mai îi dădeau drumul la nimeni din mereni să meargă, să vadă, să astea, îi permite să intre în pișere și îi ridica și rahurile și le-a văzut că le se ridicau și astea și să ne atingem de chiar de moaște, nu prin sticlă.
la capul nemirosite unde izvorăște mir, ne-au deschis ușile și ele și am intrat și am pus capurile noastre, capurile care izvorăsc mir. Multe, foarte multe lucruri. Pe așa venim la Pocurov, unde ne odihnim. Părintele îmi spunea și voi mâncăm amulia făculița și Vlase, era părintele Vlase și părintele Rafael și eu. Noi ne culcam, el zice, voi culcați-vă și de-am odihnit să văd, eu am și mă culc și eu. Eu mă sculam noaptea, că eu ca atări atormândată foarte repede. Dar undeva pe la 11-12 eu mă scol, eu pot să iau deja să trează. Părintele eu nu l-am văzut să închid un ochi, oameni buni. El, cum scrie cărți, traduce cărți, o mulțime, el în permanent era rugăciuni și permanent scrie ceva, ceva fășe. El era în permanentă rugăciuni. Foarte multe lucruri interesante care s-au trecut alături de dânsul. Am mers foarte multe mănăstiri în Ucraina cu dânsul. De el a venit el smirie. În reasă, sunt liniștit, s-a dus el și Leonie, eu am venit și eu să mă rog la Sfinț, să mă încarc și eu de putere, că sunt epuizat. Vine lumea și trebuie să-i ajut, dar nu mai am putere. Și eram în sfârșit. Aici să fac așa o paranteză, care lucrul ăsta l-am văzut și eu de multe ori. El se duce pe la Diveivă, prin Rusie, și se duce odată în an, poate și mai rar, și iată, eu când se duce așa că o persoană care duce câțiva saci în spinare, așa cu capul până la pământ aplicat, târându-se pe coate, da? Dar vinea zburând. Și atât zburându-i ăsta cum vinea, eu îl vedeam încă o lună, două, în viteza asta lui, prin mănăstire. Așa puterică pătă de la... N-aripat. Iată, ce spuneți, am observat foarte clar asta. Plin de energie. Și eram la liturgie. În Safiski Sobor. Și blajen și unul cu Dumnezeu să-l odihnească, Vladimir, a Ucrainii, când mergea cu candela prin Safiski Sobor, l-o simțit-am. Ii sunt unul pe altul care cu putere mare. Da. Și sunt toți așa, și atenți, Rafael. Și pace că sunt toți așa, da, Vladimir, că blagoslovite el și ești, после liturghii подойдете ко мне. Și l-a mustrat al deșinul a venit să-i spună că el a venit în Kiev. Și a dat ascultare atunci părintele Rafael să slujească în blijnii peșeri, acolo să facă liturgie. Și părintele a slujit. Și l-a luat al el, odată mai fost cu dânsul și el s-a apucat de blajene și l-a luat în braț și așa a făcut. Cum el îi plăsie așa, ea și l-a lita pe blajene și a Ucrainei. Foarte, niște clipi extraordinar de puternice. La noi în mănăstire un frate, l-a întrebat pe părintele odată. Părinte, că tu cum, Matale, te sfătui cu stareță, dacă n-ai pe așa port, nu poți să ieși pe tihotare? Și părintele i-a spus, zici că, înțelegi? Iată, eu cu Vladica Ceala, nu spun numele, fiindcă e în viață, deci că eu cu dânsul vorbesc în duh. Dar cu voi vorbesc așa, simplu, ca așa trebuie. Așa trebuie. El s-a mărturisit la frați. Păi el desă vă spunea că eu nu sunt ca voi. Eu sunt totalment altfel. Păi clar, asta era nimic să discut. Noi eram, odată venea, a fost la noi, într-o seară, și stăteam la masă și discutam, ca de obicei, despre acea lumești și sfinte și de toate. Și el s-a uitat la mine așa și îmi spune, zice, Antonovici, să îmbrăcați voi măcar o leacă haina asta care o port eu, o zic că eu nu cred că voi să vă descurcați. Nu, să vedeți cum, vedeți cum arată lumea, într-adevăr, așa cum arată lumea. O zic, și știți voi, și... Da. Da, dumneavoastră, fiindcă întrebarea asta cu să vorbească în duh, eu cred că părintele era la alt nivel de rugăciune, sunt șapte feluri de rugăciuni. Și părintele, eu am avut un necaz de la o femeie și am venit foarte întristată și îi spun lui Vladimir, de data asta eu smăjelul am să-i spun părintelui. Și nu știu cum s-a întâmplat, că foarte repede ne-am dus la mănăstire și părintele spune, eu i-am spus la femeie și să nu te nebunească atâta,
Adică, dar eu n-am dovedit să mă jelui. Eu am vrut numai prima dată în viață am vrut să mă jelui. Dar el spune, i-am spus la femeie și să nu te mai nebunească, stai liniștit. Dar eu am rămas perplexă. Dar de unde știi, părinte? Deci, ei, știu. Adică dacă dumneavoastră a spus ideea asta de că vorbește în Duh, părintele cu Duhul ne simțea foarte tare tot ce se întâmplă. Dacă, de exemplu, cineva din familia noastră era bolnav, noi nu dovedem să-i cerem ajutor sau să-i mărturisim că, uite, părinte, suntem suna bolnavi. Neapărat, el suna neapărat și întreba, dar cum la voi, cum vă simțiți? Totul e normal? Și ne spune niște lucruri așa mai banale, chiar ca să faci asta, să bei ceai. Dar noi doar realizam că părintele și ei neputințele noastre asupra lui. Fiindcă a doua, a treia zi, noi eram de acum în formă, ne simțeam foarte bine. Putea să ne sune și la mijlocul nopții. Păi mâine, și faci, domnule? Eu zic, te-aș poți să fac, părinte, tu acum. Păi, dar eu mă rog, băi, tu știi? Eu mă rog. Dar faci ce zic eu. Fac, părinte, cum să o fac? Păi, te chiar faci? Fac, părinte, de ce să o fac? Păi, Ionia, ia uite cu așa, de eu știi că mie nu-mi place să servesc, bă, totuși mai ales singur. Păi, du-te și ieși bine 100 de grame de sănătatea mea. Păi, eu zic, părinte, fac, mă duc eu suc, mă duc jos, îmi torn 100 de grame, deschid o sticlă, vin sus, de acum să beau eu, să-i băi, nu pot. Vin, eu zic, Sfie, o scop pe tine, să zic, de ieși, și cu tine, mă, eu zic, mi-a dat părinte, ascultare de 100 de grame, ce să fac? Zic, și părintele sănătos. Și eu și mie 100 de grame, mă duc, mă spun așa cum mă fot. Este în sună și Filionia, ia-mi tot și mai bate niște mătăni, ia-mi duci și mai ieși, te roagă. Foarte multe cărți am cumpărat din Ucraina, eu îmi spune, mergeam, și el îmi spune, uite, ia ca cărțile este a ele, a este ele, și de ele, Sveta, Sveta, ce astete, eu știu ce astea. Ia ca și ele, ia și ele. Probada asta cumpră. Da, de la Blăjână Alipia, ne-am dus, de el și ia ca probada asta. Ei o șasă cu Sveta. Eu cu Sveta s-o poartă. Și multe lucruri, da, Sveta. Tu știi precis cum l-a cunoscut părinte și cum e când l-a luat al ca duhovnic. Da, ia că eu asta, am vrut să dăm cuvânt că... mai mult mie, partea feminină e mai aproape. Nu, la începutul discuției, Matalia ai pomenit lucrul ăsta și, da. Și ai spus că, ai promis că ți-i dai cuvânt. Și acum îi dăm cuvânt. Da, cum? Părintele, în momentul dat când a venit la noi, cum a spus și domnul soțul, că el, prin sora mea, a venit să se înțească casa, după care el sluja în momentul dat la părintele Danila la Ciocana. Da. Și el vine o dată în săptămână și sluja, vine miercuri seara și joi, dar îmi fășești. Când a venit el la noi, ne-a prins, ne-a prins de veste, chiar vă spun că facem niște compot. Nici s-a stă în sapă și unii părinți eram în post, Petru și Pavel. M-au prins, știți cum, noi nu mai suntem chiar să știi, vă spun așa cum este, să ținem postul regulat, să ne rugăm, știți cum. Da, atunci, la momentul, da, știm că e post, știm, trebuie să ne abținem. Eu ne-a zis, că părintele, știți cum, cum ne-a chicat ceva în cap. Tăc, la mijloc, nici campot, nici tu, nu ne-am așteptat, a venit cu Rodion, a stat noi leacă și, cum a spus și Leonid, toată țara a băut bere, până când am visa Zboroașeva, a doua zi... Asta că știu, părinte zbura domnitorul Leonid? Leonia. Leonia zbura. Leonia zbura. Leonia zbura o steluță. Leonia zbura afară, dar părinte zbura afară. Nu, bătica a zis că vreau să ador. Bătica vorbe foarte frumos. Și cu blândețe s-a adresat tot timpul. El spune în felul următor. Zici, Leon, îți spun ceva, dar faci? Zici că da, părinte. Dar întotdeauna așa ne întreba. Eu să mă odihnesc, da. La voi, pe patul vostru, îmi dai voie. Ii, dar el dacă în momentul dat ce zic, că nu, după care, da, mă, cum așa s-o permis el și știți cum. Și când cum la noi, de cu sară, când stăm la masă, zic, părinte, dacă vă duceți mâine la sus, veniți înapoi pe la noi. Deci, că bine. Atunci așa au venit repejor. Când a doua zi, am venit cu fiice duhovnii, eu cu mătre, da, mă, cu Doamne, ajută, ne-au făcut și cu mătre, că pe rugăciune părinte ne-a binecuvântat un copil și a venit Ionuț. De Luda cu Ion de la Târnova. Când a venit, da, iarăși, bacica vine pe neprins de veste și nu ne sună, nu ne preîntâmpină, dar când ne-am trezit, părintele în ogradă, dar mi-era, că nu ne-am schimbat cu telefoanele, n-aveam, tot pe cineva ne suna, părintele la voi, sau chiar trebuie să intre în ogradă și gata, mă trezeam.
Și-am sunat și s-a dus și zic, vin acasă, că vin părintele. Stând așa cu dânsul, când ne uităm la două zi dimineață de la slujbă, de la părintele Danila, vine și Luda cu Ion. Ion e cu mașina lor. Eu prima dată am văzut oameni, într-adevăr, prima dată am văzut, nu mă simțeam incomod, dar părintele zis că eu mâine vin, fac niște plășini colțunați. Și eu vă spun sincer, eu avem copil mic, de un anișor. Mi era foarte greu, dar să fac și colțunați și plășinte, în momentul dat, mi era greu. Dar, pe rugăciunul părintei, eu nu știu cum am descocat. Când a venit doamna, eu nu cunoșteam, prima dată am văzut-o și mă simțeam incomod, dar rugat-o, zic, nu ce supărat, dar tu ce trăgi niște vișină pentru mănăstiri? Ea avea o basma albă-albă și chiar m-a uitat, deci că s-o smerit mie și îmi gândui și spune, n-am de lucru eu acasă, am venit eu aici să culeg vișini pentru mănăstiri și să adică să revolta față de soț. După și a venit damă soțul, a spus că stând la masă, că îmi trebuie ba niște mărunțușuri, una alta și ne-a luat el și când a venit. Eu am pus masa afară, stând afară, Luda, dar m-am invitat-o în casă. Chiar și pe ei și pe aici părintele au dormit cu Rodion, una alta. Și când stând așa, dar noi hădem până în casă să măcar iertăm așa o leacă odaie. A intrat și a început să-mi povestească cine este părinte adevărat. Eu doar nu știam, n-am auzit, da, e părinte, părinte, e un călugăr, e la o mănăstire, dar și puterea mea prima dată. Și chiar vă spun sincer, eu a început în șiciuri, ca așa, și a început să-mi povestească cine e părintele cu adevărat, el este și puterea are. Și am stat ca chiar în cameră aici și tot îmi povestea, că aici tot în față la Sfințele Icoaneșe. Tare multe întâmplări, tare multe minuni în povestea despre dânsul. Și pe asta așa am stat vreo oră, poate mai puțin, nu pot să vă spun cât timp am stat aici împreună cu dânsa, că bărbații toți erau afară. Și de unii până noi vine fetița aici și zice, cădeți, vă cheam părintele afară. Noi ieșim afară și el spune, nu uita el părinte ca duhovnic. Eu nu știam că tări și eu așa duhovnic, dar noi am avut părintele Gheorghe de la Sfântul Teodor Tiro și noi ne ducem tot timpul la dâns cu soacra mea, tot timpul ducem acolo și adică știam că el tot are râvnă, putere și ne stărâm la dâns. Și când a venit, noi nu să ne atragem, că ne avem duhovnicul nostru, nici nu știam și altă duhovnic. Și când a venit, zic, el ca duhovnic, el e păstor, noi suntem oi pierdute, rătășite, el ca să înțelegi, el e tot pentru voi. Noi ieșim afară, ne apropiem la masă, Leonida stând acolo cu bărbații, vorbeau, glumeau. Noi ne uităm, ne așezăm la masă, baci ca ta și nu spun nic. Leonida era în alt capăt de masă, părintele era lângă dânsul și eu îi spun, părinte, dar el mi-a spus tot ce așa am vorbit în casă. Eu ies afară, dar el îmi spune și am vorbit tot ce și am vorbit în casă. Și ți-o spus, Luda? Ți-o spus de ce? Ți-o spus de asta? Ți-o spus de asta? Să vă spun sincer, eu am rămas șocată când el mi-a spus tot ce am vorbit sus. Și când el îmi spune, dar nu-mi vinea a crede că asta se întâmplă într-adevăr cu noi. Și îi spun, părinte, eu vreau să înciți duhovnic. Când Luda îmi spune, ziceam în ghiunte, el. Și nu știu, dar ea s-a uitat, dar tu vrei? Dar Leonie s-a uitat și zice, și mai vrei și asta? El s-a uitat, noi nu, într-adevăr, noi nu știm ce înseamnă duhovnic, noi nu știm. Și eu am uitat pe părinte, părinte, nu te spăra, dar noi ne ducem tot timpul la părintele Gheorghe, dar așa, el ne-a cununat, el ne-a sățat casa, dar așa, bună ziua, și ne-a mărturisit, am venit acasă, de adică nu-mi dă de voi zgrei nimic, de preoț, nu-mi dă de voi nimic să vorbim de cineva. Măcar că n-am vorbit nimic rău, noi măcar am spus că ne-au cununat și ne-au copii, ne-au botezat casă, ne-au simțit-o. Și atât. Dumnezeu să o odihnească și el este, dar am deja plecat. Și că am zis, așa, noi l-am luat părintele, într-adevăr, cu duhovnic și el în început anul a venit foarte des, într-adevăr, vine mai în toată săptămâna. Mai în toată săptămâna era la noi.
Și dormi la noi. Ați vrut să recuperați tot și ați pierdut? Eu nu știu. Ce-o văzut asta părintele alege la cine să fie și da. El s-a putut de cuvinte. Sincer, eu nu știu care e situația. Ce-o văzut el aici la noi? Ce-o vrut să facă el? Poate pe rugăciunile lui tot ca... Nevoastră vă simțit foarte bine pe lângă dânsul ca fiii lui duhovnicești și atunci când fiii duhovnicești, adică au un respect și o stimă față de tatăl lor, atunci și tatăl se simte bine și asta și poate și face că el să vie mai des, pentru că el se simte ca la dânsul acasă, ca într-o familie. Da, poate asta și face. Cu toate că el poate asta vine fiindcă se simte bine și poate prin asta și se odihne un pic și capăta iar putere și se porne iar la lupta lui duhovnicească cu toate cazurile astea de diferite boli, diferite greutăți a oamenilor. Nu și îmi spune, Leonie, eu la tine vin și eu mă simt foarte bine, eu aici la tine mă odihnesc. Da, cu adevărat. Eu aici cu adevărat la tine vin și mă odihnesc, el vine, spune astea și apoi ies cu la noaptea și iarăși scrie una alta, deci de eu mă simt bine la tine acasă. Deci poate eu să vin, eu zic, părinte, casa mea este casa mea tale. De când am făcut cunoștință cu Ștefan Matale ca duhovnic și ni s-au deschis ușile, într-adevăr, la Sfânta Rugăciune, noi îndușem simplu cu soția chiar înainte, era mai tinerei, mai vers. Ne împărtășăm și pășim, ne împărtășăm mâncam înghețată. Nu avea cine să ne învețe, vă spun realitatea care este. Nu așa cum noi acum facem prin pravila, cum trebuie să facem, să citim Sfintele Rugășuri, canonurile pentru Sfânta Mărturisire, pentru împărtășare, mulțumire și așa mai departe. Acum noi toate lucrurile respective le știem. Eu putem să mă apropie de preot, să-i întind mâna, zic noroc. Nu știam să fac o închinășiune cu plecare până la pământ și binecuvântare. Câte lucruri sfinte ne-a învățat Părintele Rafael și nu numai pe noi, dar pe toată ceada care a avut-o el. Părintele Rafael a fost și este, nu pot spune eu că el nu e. El este și eu sunt el în permanență. E prezent cu Duhul, da. Cu Duhul, cu noi. Și întotdeauna ne îndrumează pe noi la lucruri bune. Cum ați fost? Și cum v-a transformat părintele într-un fiu ascultător și revenitor către Dumnezeu și cum spuneți acum că faceți pravila, postiți și așa mai departe, eu s-o cot că asta de acum e nivelul acela la nivel de ușurință cum a fost atunci, de acum trebuie să munceți și mai mult să praticați și mai sus. Sigur că da. Asta nu e de ajuns. Sigur că da. Da, eu ne-am amintit un lucru, Leonid, mă ierți. Spune că vine la dumneavoastră să odihnească într-adevăr. Că aici, într-adevăr, te simți bine, sunteți oameni foarte primitori și sinceri. Și, într-adevăr, părintele, chipurile se odihne, dar nu se odihne. Iată, mi-am amintit un moment când părintele a venit la noi în ospiție, dar noi nu eram gata de oaspeți. De cine erau gata de oaspeți când vine părintele? Era o iarnă geroasă și minus 10 grade. Și era de cont întuneric afară, iarna, ziua e mică. Și la noi, în casă, Vladimir a hotărât să schimbi ușile. Era reparație, mai în scurt, la mijlocul iernii de minus 10 grade. Și părintele au venit cu niște cumetări și niște prieteni de familie. Și au venit și noi am lăsat tot, ne-am așezat la masă, am discutat ca de obicei. Și de acum era târziu, aproape era ora 12 și cumetări ce îi spun, părinte, ai obosit, poate mergem înapoi acasă. Părintele le-a o clipă tăcut. S-o gândit și spune, nu, voi duceți-vă, eu azi am să rămân să dorm la Vladimir și la Lilia. Dar, cum mătri știe, spun, și părinte, dar ai venit la noi, hai să mergem înapoi. Deci, eu ți-am spus că aici eu am de lucru. Stau și mă gândesc, mă uit la ceas, e ora 12, ori și are părintele de lucru. Și el s-a dus și s-a culcat în camera lui Victor și la noi era soba fierbinte, că era gaz și era soba fierbinte. Și el s-a dus, s-a culcat, așa, s-a ghemuit, așa cum el, ca un copilaș și dorme. Da, îi plăce căldura. Și la noi acolo era așa de calceme călduroasă cameră, dar era la Victor în cameră. Și el o adormit, dar noi a doua zi trebuia să mergem cu unul din copii la o investigație tare serioasă. Și ne-am sculat dimineața, de acum părintele au plecat și noi ne-am dus, eu făcut tomografia. La mine, în minte, în memorie, a rămas. Părintele a spus că eu am de lucru.
Și noi ne-am dus și au făcut tomografia și medicul era medic rus. A luat pelicula și se uită și îi spune lui Vladimir. O zic, я не понимаю, все ушло, ничего нет, все ушло, все хорошо. Noi am rămas trăsniți. Și eu atunci mi-am dat seama, eu am realizat ce a spus părinte. El toată noaptea s-a rugat pentru fiul nostru. Da, asta a fost lucru. Că el i-a spus la cumetrișii noștri, nu, eu rămân că eu am de lucru. La ora 12 omul sculcă, dar părintele încă are de lucru. Și noi am înțeles că el toată noaptea s-a rugat pentru fiul nostru. Și la tomografie, dar medicul și el era surprins, era perplex. Spune, не может быть такого, все ушло. Cu data a ușlo. Și asta un miracol foarte mare a fost, și că atunci a fost determinant pentru fiul nostru. El nu a mai avut probleme de sănătate, de genul care, adică tomografia trebuie să arăte. Toate celelalte tomografii au fost rele. După ce s-a rugat părintele, cum a spus medicul, se ușlo. Iată, asta e un miracol dumnezeiesc, îi mulțumim Domnului pentru minunea dumnezeiască, dar și părintelui nostru drag. Părintele a fost mediatorul nostru între Dumnezeu și viața noastră creștină. Așa. Părintele a fost mediatorul și el ne-a crescut pe noi. Foarte speriți. Eram doi băieți ai mei, apoi când au plecat peste hotare, noi eram acasă. Mai văd că nu vin. Și îl sun pe ești mai mare, pe Alexandru. Îl sun și zic, Alexandru, păi, dar unde sunteți voi, că nu sunteți? O să tata, suntem la mănăstire, la Nicoreni. Da, și eu a dus să iei binecuvântare de la părintele să duc hotare. Așa e de prinsesă, îndeamnă, știi, că ei nu făceau un pat. Părintele a crescut. Da, dar vreau să zic atunci că ei pe urmă au spus, numai părintele e binecuvântat, vremelnic să ducă, că înțeles că copiii n-au unde să trăiască, au nevoie să... Și părintele numai e binecuvântat și a ieșit afară și în ograd acolo erau mulți oameni, dar el spune, știți, băieții noștri toți să vină din psihotare, toți să vină înapoi. Lor n-as le placă acolo, n-as le placă mâncarea, n-as le placă oamenii, n-as le placă societatea. Și Alexandru a venit înapoi și spune, și eu îl întreb, doar în lucru el a avansat, după 7 luni de la lucru negru l-a luat deodată în oficiu. Și el spune, mama, numai în afară de lucru nimic nu-i bun. Societatea nu-mi place, mâncarea nu-mi place, o singură mecete este acolo și nici o biserică. Și a venit înapoi, pentru creștini e foarte greu peste hotare. Dar părintele a intuit, numai lui Biblie cuvântat și a zis că, dar băieții noștri toți ați venit înapoi. Și eu spus deodată pe cine de ce ați venit. Pricina de ce ați venit, că n-ați le placă. La o discuție stăteam și el vine și mă sună. Ionet, ce faci? Eu zic, părinte, pe loc, să acasă. Da. Păi, azi mergem să vedem mănăstirile pe Moldova. Cât le dovedim pe toate așa, cât mai dovedim, mergem pe la mai multe mănăstiri. Mergi cu mine? Bă, părinte, m-am luat pe mine și pe fratele Vecislav, care și ne-am urcat în mașină, deja părinte cu șofer era cu asta, așa, mănăstir mai multe mănăstiri. Un caz foarte care mi s-a întipărit la mine în memorie. Am mers la mănăstirea Riverița. Dacă s-a auzit. În Codre, Moldova. Codre, da. La Bahmut. Întreb în coro... Baștina lui Vladimir. Și a ieșit un călugăr, dar era fără de... Căreasă. Și s-a apropie de părinte și încolo, încoace, cine sunteți? Încolo, încoace, dar părinte și zice, băi, dar tu cine ești? Dar el și-a zice, eu ia ca să... ca așa... Eu pucnit un pumn după cap. Păi tu! Amuste în brașe reasă, băi, ia la mine drept, băi. La fugă, așa, la patru, ce și s-a dus, vine, să vreau. Dar și mai palești, cine ești, mă, tare, mă palești? El când l-a mai zdupășit în vreo 2 puni pe cap. Păi eu-s părintele Rafael, băi. Așa să-i spui lui starețul mănăstirii la voi, că au fost părintele Rafael aici și ea, și erai fără reasă. Eu îți vă dau eu vouă, ce înseamnă asta? Să închipă. Eu, dar cum? Deci, asta ea nici nu scută. Dar Ucraina când am fost atunci. Ne-a întâlnit ambasatorul Moldovei din asta ea, a venit atunci și ne-a întâlnit. Părintele Vlasă tot și a ieșit, bașca, dar unde turnim noi, bașca, dar sunt unic afară. Păi, batea. El așa mi-a spus el Vlasă, că, păi Vlasă, tu, taci că tăta și ea, mă, și ea liniștită. Când ne uităm, au venit niște mașini mari, niște jipuri, muflare, au venit acolo și aici că atenție, Rafael, da, blagoslovite.
Давайте за нами. Cu sapravajdenie, cu două mașini, una în spate, una la nas, iar mi-a dus la unde a fost Maidanul, ăsta în hotelul Ucraina, mi-a dus încolo și aici, cred că atest Rafael, primite, smătrite, și eu știu, bălă, cred că ta așa. De așa, noi am rămas șocați totalmente atunci. Nu am putut nimic da. Ei, întreb noi încolo, dar părintele ne-au dat noi, că noi n-am făcut, noi nu eram încredințați să știem puterea lui ea și eu, și bacica Vlase și îmi spune, păi, dar avem de toate noi, că noi am luat cu noi și mâncare, de acasă postească, dacă noi în post cel mare. Și unii faci, ia nu știu și cumpărați o pâine, băi, trebuie pâine proaspătă, ia nu știu și cumpărați pâine. Și eu ies cu părintele Vlase și hai, dar n-am măsut Chivul și el acolo, nu sunt magazine alimentare, nici el nu Chivul de acolo. Că tot de-a mai ieșit, nu știu câți kilometri am mers noi din afara orașului, le-a dus o să departe le-a dus o vorșca, am găsit un magazin, venim cu pâine înapoi. Și părintele îmi face, și ați găsit pâine. Știe că ați mers jumătate de oraș? Nu știe, el deodată planificat. Ați găsit pâine. Eu smerit pe toți. Asta posibil că a răsplată pentru cei când avea un credit în doarme. Nu se predau în voie la Dumnezeu, cum este foarte greșit. Foarte corect. Să vă înghețați nimic. Precis. Dumnezeu poate de grijă la toți, nu-mi faceți să asta știm cu siguranță, mă. Noi cu soția avem... În toate voie, domnul. Deja te-am cunoașteți că avem 5 copii. Avem 4 băieți și avem o fetiță. Pe timpul de când am luat părintele Rafael, avem 4 copii. Și părintele că noi mai așcați, păi, ești mai aveți un băiețel. Încă unul. Eu zic că e părinte și lasă-te la cei care nu au copii, roagă-te pentru tăi și noi slava Domnului. Înainte de a ne spune nouă că să avem un comibelu și l-a apelat la noi cu rugăminte. L-a apelat că vrea să schimbi soba la dânsul în chilii chiar, un chilii în unde stătie, nu acum, dar în cei care... Da, așa e mai mică, da. Și l-a apelat, zice că am nevoie de niște cărămide pentru mine în chilii mea, dar mă ajuți. Leonid spune, cu plăcere, părinte, spune că de zi, chiar că am trebuit atâtea bucăți, nici o problemă. Mai scurtă soba. Leonid, când colo s-a îmblăcat o mașină, cat un bus, da, bun, măr, când colo strică busul. Ispite. Când altă mașină, nu mergi, iarăși ceva s-a întâmplat. Vreo trei mașini, tăte, zici, sunt eu unii faci, deci, mă încarc eu mașina mea asta de 5 tone, și am încărcat cărănie, dar am încărcat niște ciment, am luat niște fortanți și la mănăstirea sprindă bine. Să spormesc o Doamne ajute la de atâta strica mașina. Dar vă spun, eu la momentul dat aveam pe băiețelul meu Andrei și avea un anișor, el era micuț, într-adevăr, îl crăiam cu piept, eu nu m-am așteptat. Și eu tot prima dată, ei atunci au venit la mănăstire la Nicoreni. Și eu tot retrăiem și sunam pe drum. Că s-a dus cu băiatul cel mai mare, cu Oleg și cu soțul și s-a dus în col. Și eu și iar retrăiem. Ați ajuns? Nu mai avem, suntem la Bălți. Iar îl sun. Ați ajuns? Suntem la Rășcaniu și tot îmi spunea. Când a treilea oară îl sun, răspunde părinte Rafael. Eu am rămas, mai n-am scăpat telefonul din mână, dar faci că îmi spune. Felicitări, dar eu nu știu ce să spun. Azi mai aveți un copilaș, un bebeluș. Zic, da. M-am spărit, vă spun sincer, da, nu știu. Nu avem răbdare, mai ales vii fetița de la... De unde era plecată, zic, să duc până la farmacie, vă spun, și de ea mi-e așa stresată. Zic, și părintele ne joacă atâta. Când a doilea oară trecusă la noi, dacă părintele vine în ultima timp, vine foarte des și noi facem, cum îi spune, eu vin la tine, Leonia, apoi eu mă stăresc să fac acolo cât de cât, dar să punem repede, repede jos, gătim alea pe mal. Și părintele chema, puteți să suni scheme, o pereche de tineri, pe alt pereche de oameni. E frază, copii. Nu, dar pe noi ne chema întotdeauna la voi, ne aduna la masă cum pasărea pui, așa el ne aduna. Oameni străini, care prima dată i-am văzut și mai deși de după ce tot noi am văzut. Era o doamnă acolo. Și e așa cum la noi masa era desfăcută, mare, intensă, bărbații erau toți lângă bacica, știi, cinele erau în jumătate asta de masă. Și noi atunci abia am început să facem cunoștință, am început să vorbim
Să minte atunci, părintele, cineva i-a transmis la Diveiva, i-a transmis un, o, ceva, știți cum, șuharichi, i-a dat așa micuță, cășocuță, de așa micuță. De la Serafim Sarovski. De la Sfânt Serafim Sarovski, bucățele micuți, micuți de șuharichi. Și baci că au scos și bucura pitet. Da, nu mi-e bucura bărbații care erau cu perechi. Și că au scos de dat la unul, la a doilea, la a treilea, la toți. Dar Olga Nicolaevna era singuric. Și tot îi spune și zice, bacica de mie. Eram și noi. Da. Și noi eram. Bacica de mie. Bacica tot o smire. O smire, o smire. Și atunci vă spun, era o doamnă însărcinată. Și că încolo, dar noi și ce ori vorbim? Nu ne aud bacica, nu ne deranjează. Să-mi spui, și bacica încolo. Din cap ceana de masă, cu un greu bărbații, cu Leonid, cu Vicislav, râdeau, fășeau show-uri, nu știu, mai vorbeau tot în râs, glumeau. Dar ea iar îmi spune, atunci mi-a spus a doilea oară, ai să mai ai unul, dar noi ne uităm unul la tu și uite la mine. Eu zic, ceva, dar Leonid nu prine. Vă spun așa cum este Leonid, hei, bacica, și-mi dai nouă atâta, noi gata, nu ne ajunge, dăm de la cei care n-au. El, ca de obicei. Și mai trecut să nu știu cât jumătate zi. Spune-mi tu despre nepoți. Din Alexandru m-a făcut acolo, dă și tot acasă, chem vine părinții, citie pe cap la oameni, la creștini. Și ne-a invitat și pe noi, eram și noi acolo. Și da, mă, părintele iară, ne joacă. Leonea mai e vieț. Da, Leonea, dar atunci s-a smerit. A treia oară, părintele, când i-a zis, Leonie, da, spune, părinte, da, când i-a dat, da, ne lăsăm în voie, Dumnezeu, dar el așa, nu, părinte, nu, și gata, dar bacica să râde și nu știu. El nu îmi spunea așa, voi nu știți, și mă rugat eu, și am plămădit eu să aveți voi în casă. Și am binecuvântat eu. Și am binecuvântat eu, băi, în casa asta. Să-mi minte asta. Ea ca copilul ăsta, băi, tu, ea ca este ea. Noi copilul ăsta cu Ioan, și că el până în ziua de azi și la școală, pe statul locul, el fără rugăciune la noi din casă, nu este. E ceva deosebit copilul la noi, ultimul copil care este binecuvântat de părintele Rafael. Și foarte multe lucruri el nouă ne le spune înainte. Deja Ioan, băietul nostru, multe lucruri nouă ne le spune înainte. Și noi cu Sfeta rămânem câteodată șocați de lucrurile și se întâmplă noi în casă. Și am mers la părinte și să-l întrebăm pe părinte, zic, părinte, să-i punem întrebare, Sfeta o frământat. Da, eu și-mi faci, gospodarul nostru și-mi spune. Da, și-mi faci și astea. Și Sfeta tot trebuie să-l întrebi și astea. Și Sfeta, părinte, se întoarce, zic, Sfeta, asta a fost an trecut de Paște în postul mare. Un fix o la urmă. Se întoarce la Sfeta și unii faci și că voi nu știți voi ce aveți voi în casă, băi. Și am plămădit eu, băi, și am binecuvântat eu, băi. Dacă ne ducem la băi, pe dânsul ăsta îl îmbrașe și ăsta îl dezbrașe. Noi atunci am trecut, am spus un cuvânt. S-a uitat la Sfeta, dar Sfeta nu a dat întrebare, nici nu l-a întrebat. El s-a uitat la noi și a văzut că Sfeta a venit cu întrebarea respectivă. Eu mă rog unul bun lui Dumnezeu un lucru numai. Să rânduiască așa cum bine voiește El. Nu cum vrem noi. Bunul Dumnezeu, eu am venit și zic, părinte, tare rău, copilul ăsta e așa de rău și zice, el și băi, Leonie. Eu zic, te lăs la mănăstire. Dar părintele s-a uitat la mine și că încă nu-i timpul, Leonie. Încă nu-i timpul. Niște lucruri, de bună zi chiar s-au întâmplat, o săptămâni în urmă, vine soția acasă, Ioan plânge. Și Sfeta o întreabă, Ioan, de ce plângi tu? Toți au visează pe părintele nostru. Pe bacică. Pe bacică. Dar eu nu au visez niciodată. Da. Sfeta și lasă Ioane, că nu se ridică, să-l visez, să fie bine și așa. Ca mama, îl liniștește copilul. Adăuză scoală, bucuros. L-a visat părinte, i-a zis părintele în vis.
Și eu spus, adică, la dânsul se temește că la școală foarte mulți din copii care nu înțeleg pe dânsul. El la noi e altfel educat față de ceilalți băieți care sunt mai mari, da? El cu rugăciune, el își face Sfânta Cruce. Și nu înțeleg. Da. Și nu înțeleg, da. Și părintele i-a spus, Ioane, tot cei care se râd de tine și astea, o să-și ar scuză la tine. Stai, cum i-a mai spus lui acolo. Și iarăși eu și mă întorc la iarăși asta la ceea că în vis i-a spus, da? În vis i-a spus. Și iarăși mă întorc la ceea că e lucrarea lui părintele duhovnic, nostru părinte, Stariț Rafael. Asta e o lucrare, e una din lucrările lui care el a lucrat-o. Și credeți-mă pe mine că la fiecare familie, la fiecare fiu, fiică duhovnicească a părintelui Rafael, Găsă cheița și este câte o iziuminică de astea care el a plămădit-o și o pus-o acolo ca să se dezvolte familia respectivă. Nu știu dacă ați mai fi în Republica noastră un astfel de stilt rugător ca părintele Rafael, pentru că, într-adevăr, așa putere și cu așa râvnă să te rogi, să ridici mâinile în altar și să te rogi nu numai pentru acolo în scurt și aici au scris oamenii acolo, dar să te rogi pentru toată țara. El așa s-a rugat pentru toată țara Moldova. Și întorce la lume și ochii lui, pe obrajii lui erau lecri. El se ruga cu suflet. El se ruga și ne-a învățat și pe noi să fim sinceri, să fim buni la inimă, să fim primitori, să ne ajutăm unul pe altul. Noi, ca slujitori altarului, lucrul ce spuneți acum, îl vedem foarte clar. Într-adevăr, părintele stătea în fața prestolului, avem chiar și poze făcute în formă cum el stă și se roagă. Într-adevăr, ochii lui s-a simțit undeva, nu la peretele unde este icoana, dar undeva după perete, că așa se văd ochii lui ațintiți. Da, și într-adevăr, este momentele astea la Sfânta Liturghie când sfințesc darurile, înainte de a sfințe rugăciunile astea, înainte de a spune rugăciunile, părintele tot timpul locul ăsta îl spune cu intonație așa mai deosebită. El tot timpul e așa cu privire undeva și așa deosebit, da. E ca numai momentele astea, noi le ținem minte tot timpul în altare. Un caz tot curios, dacă de copii am vorbit în conținutul ăsta de idei, îi spune lui Vladimir că el a să folosească mai bine. Da, hai spune. A venit nepoțelul Leonid de la Vale, deci anul Oleg. Aha. A venit Leonid, l-a luat în brațe și un miluiel, așa, juca cu el. Leonid e blând. Da, și eu mă uit la părinte și mă uitam întâi la Leonid și pe urmă întors la părinte. Oh, părinte, când am să am și eu nepoțel așa vreau. Dar el se uit la mine și asta. Ascultă, Brie, la mine aici. Ai să ai de grabă doi nepoți ai să ai. Ascultă pe mine. Da? Și într-adevăr, scurt timp. Ia că ei ne smarge. Nu trecut mult timp, dar noi ne gândim, măi, cine ar să nască doi. La noi nu a fost nici la mine, nici la ceilalți cuscă. Nu a avut genii în bița lor. Și că încolo că ne spune că amândoi fiecare au băiței. S-au născut doi nepoți. Și aia crește, mama aia sunt doi nepoței frumoși, Luca și David. Și când am pus numele, nu noi n-am contribuit la ficiorii noștri. Nu, ficiorii noștri crescuți în spiritul părintelui. Și, de exemplu, ficiorul mai mare, câteodată Vladimir, dacă mai stătea la dubiu, părintele așa au muncit mult asupra devenirii noastre ca creștini, că altădată Alexandru îi spunea lui tăticul când stătea la vreun dubiu, așa, la îndoială, tata, tu crezi sau nu crezi? Da. Deci el în părintele Rafael avea o încredere și mare. Când a plecat peste hotare odată la practică, la stagiere după terminarea universității, noi tot l-așteptam acasă. Nu, Sașa, masa întinsă, sună, tata, nu vă supărați, eu o să vin de grabă. Cât de grabă? Peste vreo 2 ore jumate. Dar unde ești? La Nicoreni. El s-a dus să-și arăt binecuvântare. Cum spune Leonid, copiii noștri, de acum ca și noi, viața e o leacă altfel la creștinii care au duhovnic. Da. Deci decurge un pic altfel. Și copiii fără binecuvântare, nu. Nu merge. Tot un caz am vrut să spun cu icoana de la
pe Cerșii Lavră. Stăm, eram la slujbă. Tot ce a fost icoana ai făcut, nu în Moldova. La Smerenie. Da, da, părintele a dus-o la Ciuflea. O a dus-o la Ciuflea și era la Ciuflea. Noi ne-am dus acolo, că el mi-a spus, măi, este, eu am adus icoana acolo. Vă, unii se duce în noi mâine icoana, cei s-o duce în Bubuieți, știi, o zi măcar acolo, unii la cine, unii s-o duce. Dar eu, ca un om normal, zic, părinte, undeva în centrul satului să pune, nu știu, să aibă acces lumea, să vină, să închine, știi, să treacă și să dă cu cei care trec de sub, apoi mulți se vindicau, să... La minuni, da, minuni. Era făcătoare de minuni, da. Și la noi s-a întâmplat, la noi s-a întâmplat chestia asta. Și eu zic, bine, părinte, azi mă mai gândesc, dar mă tare sună și spun. A doua zi dimineață mă sună și spun. Volodia, pregătește o gradă, să o punem la tine o gradă, să vie lumea să închide. Când am auzit, mai n-am reșunat. În o gradă să aduc icoana și zic, părinte, dar cum? Gata, pregătește acolo, mătură pe o gradă, fă regul, că noi acolo o aducem. Și credeți, peste vreo două ore mi-a adus-o. Îmblam ca titireză, îmblam cu feciorii, cu lilia, facem regul. Jumătate de sat a venit, noi am anunțat numai de la școală elevii și... S-au mai adunat, nu vă spui. Nu știm, lucrarea Domnului. Vă spun o minune care s-a făcut. Noi nu am văzut că ajutim în trăiesc, da? Da. Și-au pus-o o grad în centru o grăză acolo și vă spun ce minune s-a întâmplat. La școală lucra o femeie de ridicătoare, Dumnezeu s-o ierte, s-a dus. Maria. Da, s-a dus în lumea celor de acolo. Și ea avea bărbat care nu se mișca. Era la pat, da. La pat, simtuit la pat, bolnav. Și eu am auzit că vine icoana aceea și îi spune, Doamna Lilia, pot să vin eu să văd și eu să mă închin la icoana aceea, ea ca la mine soțul. Dar soția îi spune, Maria, vine sigur că dacă va să vină în tot satul, care vrei mai anunță în lumea, care să vrei să vină, să vină. A doua zi au venit ea și au trecut sub icoană, s-au oprit acolo la icoană după aceea, au pus un maiou de-al soț, tot frumos, și la icoană au stat vreo jumătate de oră acolo, s-au rugat în scale. Ca peste vreo săptămână s-au întâlnit cu Lilia. Noi mergem puțin dimineața spre școală, da. Și ei ne strigă din urmă. Ne-au strigat din urmă. Așa, cu un zâmbet de față, Lilia, Alexandra, nu vă închipuiți ce s-a întâmplat la mine. Dar ce s-a întâmplat? M-am dus, l-am îmbrăcat pe soțul meu cu maiou care l-am ținut acolo la icoană. Și a zis că eu m-am dus, eu am grădit, după ce îmi treabă, mă rog, mă grădit, lucrări de grădină. Și a zis că mă uit, mă strig, întorc capul, dar el a ieșit în grădină, a ieșit cu picioarele lui, a ieșit și mi-a trebuit bărbatul. Și o întreabă pe Maria. Maria, întreabă pe învățătorii și ea, când mai vine icoana, poate am spus și vorbi. Că el era după atac cerebral și era paralizat și picioarele nu-l duceau și vorbirea era îngreuiată. Și eu spun, Maria, e plecat în Rusia icoana, eu nu știu când a să mai vină icoana. Dar noi dacă am chemat mai mulți elevi, că părintele ne-au spus așa, exprompt, că vin cu icoana și eu am chemat elevi în clasele mai mari mai ales și am chemat elevi din clasa 12. Și au fost ei, au fost și Aurica, cu dumneavoastră lucra la primărie, domnul Leonid, și Aurica au fost cu ficiorul, avea probleme și au mai fost elevi din clasa 12 și alți elevi. Și a doua zi vin la școală și am început lecția. Un elev, un băiat din clasă, cu întârziere a intrat. Spune, doamna profesoară, dați-mi voi să trec la loc. Zic, da, treci. Dar el văd că se oprește în fața clasei și nu trece. Și eu întreb, zic, Vasile, dar de ce nu treci la loc? El zice, doamna profesoară, dar dumneavoastră nu observați nimic? Și el merge. Dar eu eram emoționată și mă gândesc, dar ce trebuie să observ? Dar el, într-adevăr, era bolnav, trebuia să-i facă operație la șold, la un picior. Avea o traumă de la sport. Și el a venit și stimeu operația destul de grea și el încă nu era determinat să facă operația sau nu. Și el mergea și șchiopăta un pic, alina de un picior. Și atunci el merge așa țanț, o spune, doamna profesoară, dar nu observați nimic? Deci zice, nu, Vasile, nu observ. El spune, ei, doamna profesoară, dar nu vedeți că eu nu șchiopătez. Și eu atunci am observat, zic, da, slavă ție, doamne, Vasile, zic, sunt foarte bucuroasă. Și el spune, am fost la icoana care v-a dus-o la dumneavoastră. Dar asta, icoana era la Smerenie, deci Maica Domnului. Și ca două cazuri în Bubuieci, evidente, de minunea făcută de Bunul Dumnezeu prin Părintele nostru, prin Părintele Rafael.
povestiți în cazul ăla că l-am răsit că s-o apropie de o filie și spunea că a, da. Tot e frumos casă. Noi cu doamna Olga, sora Olga, eram la mănăstire, totuși datorită ei eu am ajuns la mănăstire, vreau să recunosc asta. Și eram pe scaunele cele afară și părintele după slujbă, după liturghie, s-o apropie de noi și nu știu ce am vorbit noi cu dânsul, el ne-a spus ceva, eu nu țin minte acum așa. Și noi a rămas și el repede, repijor, cum el era foarte iute la picior, s-a dus și noi a rămas. Dar o femeie am văzut că tot stăteam preajma noastră și s-a uitat la noi. Și eu am înțeles că femeia vrea să se adreseze ceva, dar nu înțelegem de ce. Și ea vine și se așează și spune... Femeilor, poate să vă povestesc ceva, că am văzut că voi sunteți mai aproape de părintele. Eu am văzut că adică părintele cu noi vorbim mai familiar. Dar Olga Nicolaevna m-a îndrăzneat, spune, da, așa este aici. Și spune, eu vreau să vă povestesc ceva, că eu nu îndrăznesc părintele să-i povestesc. El pentru mine e prea mare, să-i spun eu, păcătoasă niște lucrurile astea, dar dumneavoastră am să vă rog să-i transmiteți. Și mari închinăciuni. Și ne povestește că piciorul ei era bolnav, un băiat avea mai mare, de 15 ani. Și la un moment dat s-a îmbolnăvit foarte grav. Dar, și medicii nu au putut constata ce are el. Dar pe dânsul, adică boala așa de tare l-a afectat, că el nu putea să meargă, stătea la pat. Și nu avea puteri. Deci nu înțelegeau nici medicii, deși nu avea puteri ca să meargă. Și a fost dus la spital. Și la spital l-a ținut o perioadă și nu i-a putut constata diagnoza. Și eu spus, luați-l acasă, că noi tratamentul am făcut, dar nu știm mai departe cum. Poate să evolueze boala spre mai rău, dar poate spre mai bine. Spune, la moment nu e nimic, nici o ameliorare. Luați-l acasă. Costa destul în spital. Dar bărbatul care... Și eu a venit cu mașina să-l iei acasă. Dar bărbatul, cred, asta a fost lucrarea Domnului. Nu a fost simplu de tot. Bărbatul care era șofer îi spune, dar poate nu-l duci acasă, ce-i să faci tu cu dânsul bolnav acasă? Și ea că eu am auzit de un părinte de starețul mănăstirii de la Nicoreni și nu-i departe de aici, de la Rășcani. Hai să-l duci la părintele și măcar părintele să-ți spui și cum. Dar ea n-avea altă ieșire și ea spune, zice, eu nu credem așa tare în Dumnezeu. De atunci, spune, zice, eu vin la mănăstire în toată duminica. Și el l-a adus cu mașina, dar eu eram cu Olga atunci când noi am văzut mașina. Și-a adus mașina și a dat mașina acolo în centru. Dar părintele era deja pregătit, îmbrăcat în reasă, că era o sărbătoare împărătească. Și ies apropie și spune cu multă smerenie, cu mult așa cu cap plecat, femeia rușinată, spune, părinte, vin de la spital cu ficiorul meu tare, grav, bolnav și medici ne-l-a dat că n-au ce-i face. Știți cum oamenii spun. Dar el așa blând, era foarte vesel, era părintele, spune, femeie, eu nu pot să-i citesc pe cap, că e sărbătoare împărătească și eu trebuie să încep slujba. Dar el zice, părinte, te rog, măcar vine și binecuvintează. El s-a dus. Știți că el nu refuza la nimeni niciodată. El s-a dus la mașină, dar copilul nici nu stătea pe șezute. Era culcat pe bancheta din spate. Și el s-a dus și l-a binecuvântat și repede s-a dus. Și femeia ne spune, zice, s-a dus cu dânsul acasă și e dacă a stat cu dânsul mult la spital, nu avea nimic mâncare acasă. S-a dus și l-a culcat pe pat, stătea confuză și nu știe ce are de făcut, ce să fac, copilul bolnav, și spune că așa niște gânduri grele vine și nu știe încotro să apuce. Dar băiatul, cu voce foarte stinsă, o strigă, mama, ridică-mi pierna, te rog. Și vine și-o ridicat pierna și el spune, vreau să mănânc. El s-a dus la o vecină, că n-avea nimic mâncare și așa avea zamă de găină. Și i-a dus și el a mâncat. Spune, și vreau să vă spun. Și din ziua aceea, o schelul a început să mănânce și câte o leacă. Și am zis și mulțumesc Domnului și mulțumesc părintele lui Rafael, mă închin până la pământ. Și zice, eu vin în toată duminica la liturghie, dar zice, băietul meu a crescut așa voinic, că îmi faci tot lucrul acasă. Că ei n-aveau tată, era numai cu mamă. Și zice, îmi faci tot lucrul acasă și e voinic și puternic și tare cu minte și ascultător. Și spune, vă rog să-i spuneți părintelui. Și noi am povestit cu Olga. I-am postit părintele de la așa o zâmbit, fericit că a putut să ajute un băiat așa de tânăr și neputincios. Eu o să povestesc și eu un caz, fiindcă ăsta e doar un caz legat de persoana care așa m-a evidențiat
Și nu am posibilitate în alte momente să povestesc. Și ca să-l povestesc aici, fiindcă atunci am început tot povestirea cu femeia care a venit și a povestit ce o pățătie. Da, da. Fiul. Da, fix așa, sora mea, având doi copii de acum, a rămas cu a treilea însărcinată și soțul nu era de acord. Și era împotrivă, era conflicte, astea sunt întrebări de acum de familie. Dar nu era problema asta. Problema era că când s-a dus sora la UZI, au arătat că e down copilul. Și au arătat odată, a doua ori, adică era precis că așa e. Eu atunci mă gândeam că poate medici, nu cu greșit, poate fac special așa, sau eu așa cu gândire ce ai mie de atunci, cum, că nu eram bine formulat la gândire. Dar totuși era așa cum era. Soțul spunea că dacă down, dacă, adică medicul îi spunea la soț că adică să oprească sarcina. Să întrerupă sarcina. Și sora, fiind cât de cât cu frică de Dumnezeu, nu vroia. Dar soțul insista și sora zice că adică la părinte să întrebăm, cum spune părintele, ce facem. Dar, repet încă o dată, soțul insista. Adică și iată a venit la părinte și părintele spune, era câteva, o două săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă și părintele spune, sau vreo trei săptămâni, zice că hai, ne rugăm și după sărbătorile de iarnă oprești sarcina, adică întrerupi sarcina. Dar clar, Luca asta a spus-o doar ca să-l liniștească pe soț, da, ca să nu fie conflict în familie, că dacă el spune așa, soțul era să meargă și mai departe cu intențiile lui. Că părintele-i părintele, dar doctorul-i doctor și trebuie să-l scoam de doctor. S-a liniștit conflictul în familie, care de acum era formulat din partea medicinii. Și s-a pornit răbdarea, să treacă timpul de acum. Și iată părintele ce-a făcut, cum s-a rugat părintele tot perioada asta. Sora se duce după sărbătorile de iarnă, dar după sărbătorile de iarnă, că tare sora conștient înțelege foarte bine că de acum a să fie târziu, fiindcă copilul crește și de acum n-a să fie posibil. Da. Dar soțul posibil că nu înțeles lucrul ăsta, dar soția soțul, adică sora a înțeles. Și datășea, într-un fel. Dar soțul nu înțeles și gândea că așa cum a zis părintele, după sărbători. Și atât după sărbători, sora se duce iar la medic, face o zi, copilul sănătos. Mare minune. Da, și iată, eu nu pot spun să fiu încrezător în ceea ce spun acum, dar după ce părintele au avut incidentul acela care cu suflet în spinare. Și atât eu gândeam că totuși părintele a luat păcatele astea grele. Da, asupra lui și le-a luat el și a dus în spinare, fiindcă el așa spune că eu vă duc în spinare și în spinare și diavolul m-a oferit. Da, eu am vrut să vă postez, dacă poate, nu prea mult vorbesc. Trebuia să confirm gradul didactic. Și eu de acum, format ca creștin, cum mă învață părintele, cu o zi înainte îi sun și cer binecuvântare. Zic, părinte, o să vii de la oraș, o să vii asistență la lecție, administrația, o să vii profesori și binecuvântați-mă că am o temă destul de dificilă și zic, e legată de creștinism și zic, vreau să nu greșesc, să fie voia Domnului. Și el spune, da, și temă ai? Dar eu zic, samariteanca de Ion Druță. Dar el spune, dar poate să vin și eu la lecție? Zic, părinte, cu mare drag. Zic, dar vă rog chiar să veniți. Și el spune, da, vin. Dar eu când am văzut că vine părinte, e clar că emoțiile sunt mai mari. Zic, în fața profesorilor și a elevilor mă descurc eu, dar să dau examen în fața părintelui la o temă religioasă, asta e... Și în prima dată. Zic, asta e ceva grav. Și, dar spun, zic, părinte, veniți. A doua zi vine, părintele îl întâlnesc, a venit cu un monah, nu țin minte cine din monahi a fost, a venit și de la oraș o profesoară de gradul superior, directorul școlii, șeful de studii, profesori de română, și părintele și încă cineva mai era, nu țin minte cine. Doamna Olga nu a fost, i-a plecat la mănăstire tamam în momentul acela. Nu o să vorbesc mult despre ce e opera, dar vreau să vă spun că am pus accent, e clar, pe lucrurile sacre. Că omul pe parcursul vieții trebuie să acumuleze valorile sacre de cinste, demnitate, credință. Prin Samariteanca a fost o fetiță de 17 ani care s-a dus la mănăstirea Trei Izvoare în momentul când era perestroica, când erau distruse toate mănăstirile, bisericile, lucrurile de valoare, lucrurile sfinte, sacre erau călcate în picioare
Și Ion Drut spune în cartea asta că la Iermarocul lumii am vândut, ne-am vândut sufletele pe mașini, aur și haine. Dar cărarea care ducea spre rugăciune, am uitat-o. Și iată, spune că feticana asta de 17 ani a visat, a văzut în vis un înger, i-a venit și a spus că ei trebuie să ducă la mănăstire să-i slujească lui Dumnezeu. Eu a venit momentul nepotrivit când la mănăstirea Trei Izvoare măicuțele toate erau încărcate în camion și duse undeva în direcție necunoscută. Erau devastate bisericile, mănăstirile toate. Și ea s-a apropiat de stareță care încă era în altar să-și ei rămas bun. Și îi spune că visul ei, îi spune și o roagă să o binecuvânteze, să fie măicuță și să-i dea bariz alb cu cruce în frunte. Stareța înțelege că dacă ea acum, asta în novelă așa se povestește, stareța înțelege că dacă o să-i dea, o să o binecuvânteze și în măicuță, în maică și o să-i dea bariz cu cruce în frunte, imediat o să o ieși pe dânsa cu camionul. Și ea i-a dat hainele astea de maică, s-a dus în altar, dar nu a binecuvântat-o, așa am văzut tuturor. Maica s-a rugat pentru dânsa și a lăsat-o maică în lume. Și a spus, tu du-te și te mărită, căsătorești, crești copii și uite ce ai văzut aici. Și iată, ea toată viața, ca să nu vorbesc mai departe prea mult, toată viața a stat la mănăstire. Mănăstirea a fost devastată, făcută stații de mașini și tractoare și pe gardurile și pe pereții mănăstirii erau cuvinte de ocară scrise. Și ea, după o zi de muncă, era bucătăreasă, obosită, extenuată total, încă avea putere să vopsească unde erau cuvintele de ocară, să le vopsească cu var și să le șteargă, să păstreze curățenia locașului. Pe urmă au fost grajdă de vitele care erau trimise la abator să le grămădească aici, să le duc. Și acolo era grăjdar ca să spele și să fie curată asta. Și mai în scurt, toată viața ea a slujit acolo. Și atât eu am organizat cum să fac tema asta că la mintea copiilor să ajungă măcar un grăunte, o sămânță de adevăr, de credință. Dar după binecuvântarea părintelor, ce și-am pregătit, vă recunosc, ce și-am pregătit eu anterior, cum mi-am planificat lecția. Părintele Rafael s-a rugat, cu siguranță s-a rugat, că eu complet am făcut un alt scenariu de lecție. Când eu am început lecția, eu nu am povestit nimic din proiectul care l-am făcut anterior. Și părintele a venit, și eu dintr-o răsflare, directoarea mea s-a uitat așa, dar eu parcă spuneam cuvintele, dar eu nu recunoștem, eu nu înțelegem că este, eu le spun, că eu mi-am pregătit complet altceva. Și am vorbit și eu îi întrebam pe elevi și am povestit întâi, desigur, că despre Samariteanca, de ce maica din romanul lui Ion Druță, de ce romanul se numește Samariteanca. Am povestit despre Samariteanca din Sfânta Evanghelie. Și părintele așa retrăie pentru mine, să uita orice mișcare, orice gest și el parcă mă ține în punctul de vedere, ca nu cumva eu să greșesc. Și vreau să vă spun că la urmă i-am dat cuvântul lui și am spus că în loc de concluzie, Eu o să-l rog părintele meu duhovnicesc, starețul mănăstirii de la Nicoreni, să ne spună ceva despre suflet, despre cele sfinte. Da, despre cele sfinte, de tot ce este frumos și sfânt. Cu asta se termină, deci Ion Druță așa și spune în operele lui că noi trebuie să prețuim și să apreciem tot ce este frumos și sfânt în viața noastră. Și vă dați seama că și concluzia a făcut părintele, putem să mă stăruim mult și bine. Dar cu concluzia părintelui a primit nu gradul didactic, dar trebuie să-mi îndeie doctoratul cu așa încheiere și cu așa o concluzie care a făcut-o părintele. Toți stăteau cu gura căscată și copiii cu sufletul la gură, dar vreau să vă mai spun un moment, poate un moment așa, nu chiar este important, dar știți că și lucrurile mici au semnificație adâncă. Părintele Rafael, copiii când îi răspundeau la întrebările mele, părintele la urmă când ne-a dus la directoare și ne-a făcut analiza, părintele a asistat. Părintele știe pe toți pe nume. Spune că ea că asta era Mariana, ea că asta era Ana, ea asta era Gabriela, ăsta băiatul, ăsta, la toți le spunea numele. El i-a auzit o singură dată cum i-a răspuns și el le spunea pe nume. Asta m-a surprins tare. Asta o dată dovadă că părintele avea o memorie fenomenală. Da, lucrul ăsta nu l-a cunoscut și în mănăstire, fiindcă părintele având telefon mobil, scria câteva numere în telefon, dar și acele le scria așa jumătate de zi, 3 litere.
Dar ce era interesant că la dânsul toate numerele le ține minte în cap. Și era așa momente când încerca numerele, suna nimeria nu unde trebuie, la altă persoană și spunea, am curcat, și lua altă cifră, ceva schimba și nimeria. Adică ea că asta demonstrează că totuși memoria lui era foarte puternică. La urmă, profesoara din oraș care a venit cu grad superior era o doamnă foarte inteligentă și foarte deșteaptă, că s-a pronunțat, mi-a analizat lecția și la urmă a venit și mi-a spus, doamna profesoară, îți mulțumesc din suflet că am nimerit aici și am fost, nu știu cum a spus așa într-un fel, spune, măcar pentru o clipă am fost în rai. Deci datorită părintelui, eu s-o simțit foarte bine în compania părintelui. Dar Laura, o profesoară de-a noastră, a venit noi de acum, domnul Nido a venit, n-ai putut să vii la lecție, dar ai venit la masă să-i companie și părintele zice, dar cum fără Leonid? Dar eu zic, dar vine Leonid, l-a invitat. Dar te-a invitat, dar era dus, te-a trimis la o conferință, nu știu unde, și a venit cu întârziere. Și am stat la masă și o profesoară, nu știu, mă întreabă, doamna Lilia, e ca un cuvânt, nu puteți să-mi spuneți un sinonim la cuvântul ăsta? Dar părintele se întoarce la dânsa și spune, eu știu, și îi spune sinonimul. Dar Laura spune, doamna Lilia, dar de unde părintele știe sinonimile cuvintelor, sinonimia cuvintelor? Dar zic că la Dumnezeu tot se știe. Eu rămas tare surprinsă că el i-a spus exact cuvântul care nu-l găsa. Sinonimul unui cuvânt, dar destul de un cuvânt destul de greu, așa, de pătruns și înțeles. Și el a spus sinonimul cuvântului. E că lucrul ăsta, la Sfinți Părinți este foarte frumos spus, când, eu nu țin minte la ce sfânt, el era necărturar, trăia într-o restricție, retras într-o parte și, da, și era necărturar, adică nu știe carte. Nu văd carte. Da, dar asta în Imperiul Bizantin, în timpul este. Și atunci erau cei mai cărturari, cei mai puternici oameni știință, erau numiți imperiuiști atunci. Și doi din drânși cei mai puternici spun că cădem noi la sfântul ceală, dacă cum îi zici lumea că sfânt, și să ne sporim noi cu dânsul în știință, să vedem noi cât el e de deștept, dacă lumea așa-l laudă. Și atât ei nu m-au venit, s-au apropiat, dar stareți au ieșit deodată în fața lor. Și deodată dea întrebarea. Spuneți ce au ieșit mai... Nu știa că voi sunteți înțelepți, voi sunteți... Dar în cazul ăsta dați-mi voi eu, ca fiind neînțelept, cum voi spuneți, dați-mi voi eu să dau întrebări. Și ei spune, da, bine. Dar ei nu au spus pentru ce au venit, stareți deodată au ieșit cu întrebarea. Adică asta de la Sfinți Părinți, așa cum o paranteză. Și atunci el spune, ce-a fost la început, literele sau înțelepciunea? Și atunci ei spun că înțelepciunea. Atunci, zic, dar care e puterea cuvintelor voastre și literelor care voi le cunoașteți? Și ei s-o închis. Și de atunci ei au rămas fii duhovnicești foarte apropiați a părintelui. Da, iată tot așa un caz frumos, adică... La Dumnezeu totul e cu putință. Eu cred că putem să vorbim la infinit. Da. Despre amintirea și dragul părinte și dragostea față de părintele duhovnic, părintele Rafael. Fiecare fiu sau fiică duhovnicească poate să povestească foarte multe întâmplări, cazuri plăcute și neplăcute, pentru că el cât de bun era, atât și de aspru cu noi, pentru că și era corect, fiindcă altfel nu ne aduce pe noi pe calea cea corectă. Da. Da, ne mustra că ne era cazul. Noi deodată, eu am venit odată la mănăstire și nu știu ce binecuvântare de la părinții noastre și el, tu dă-te și așa stia. El era supraîncărcat, dar eu m-am apropiat și-i spun Sfetat. Gata, s-a mântuit cu mănăstirea. Nu mai vine un coace. Da, ce înseamnă asta? Deși eu să... Te-o să merit, părintele? Da. Păi nu durat, nu, nici până la mașină, eu să mă duc la... Păi, Ionia, păi tu și ea la mine, păi tu ia coace. Ia la mine dreptă, ia într-un coace. Și iată, lucrurile astea, el știe cum să te apropie. El știe cum să ia. Și el se sperie. Eu mă uitam de multe cazuri pe teritoriul mănăstirii, mulți din frați, păi își permiteu să mai astea, el este stareț din mănăstirii.
ar trebui să meargă tot strună. Se poarte respectul, da. Dar el să smerie la atât că el nu-și permite. El se îmbrăca în caloșă și aia, el putea să iasă în tapci și aia de cauciuc simple, stareți de mănăstire, cu avere în spate bogată de frați, de călugări, cu construcții, cu gospodărie. Eu vă spun, câte mănăstiri din Moldova, așa mănăstire, ca cum e mănăstirea mare prorocul Ilie, care este intimiată de părintele, duhovnic părintele Rafael, nu există. Vă spun eu, am fost la mănăstiri, dar acolo într-adevăr e putere duhovnicească și acolo este credință. Și vă spun eu vouă, la toți frații din mănăstiri, acolo este casa noastră. Nu, și ne spune, ia uite, părintele deja nu mai este pentru noi. Să ne spune, dar cum să nu mă duc eu la mănăstiri? Acolo este părintele. Acolo sunt frații care au fost educați și crescuți de părintele duhovnic, părintele Rafael, care toți ne-au învățat cum să pășim, da. Corect. Cum să nu te duci să deschizi ușa Sfântului Locaș, care a pus suflet sub doare, cu sânge, cu dureri, cu greutăți, și construit, și acum, ca cu Doamne ajută să vă porniți construcția unui clopotniți la mănăstirea Nicolae. Chiar și o să stăm mal sprijin la construcția astfel de la clopotnița respectivă. Cum să nu fim acolo? Clopotnița, când părintele înainte să trece din viață, pe el chiar insista că nu întindeți rădzână, cum spune el, dar urgent apucați-vă de construcția clopotniță, e că el așa spune. Și asta a fost o dorință lui, care acum se pornește încetul coștorul Domnului. Da, se realizează. Eu ne-am povestit cu mătra un caz, când a venit la momentul dat și când am luat părinții chiar în ziua, când am luat ca duhovnic. Și ne-am adus aminte, fiindcă ne-am luat de vorba de clopotniță, el tare se ruga la Sfânt Serafim Sarovski. Da, la Diveiva. Sergii Radu, știi? Da, și noi când a venit al de Liuda, damnicul mătră, Ludmila, și ei ne-au povestit așa un caz real, care într-adevăr părinte tare mult s-a rugat la Sfântul Serafim și trebuie să acopere mănăstirea, acoperișul. Și părintele s-a rugat și s-a arătat o vedenie la un creștin de aici la noi, de la Floreni. El e un businessman, cine e până în prezent, nu știu despre cine merge vorba, dar vă spun și acum este. Și persoana dată îi vine în vis un preot, așa se spune. Bătrânia. Da, și îi spune, duci fă milostenie la mănăstirea Sfântul Prorocul Ilie de la Nicoreni. El scoală dimineața și spune la soție, uite și am visat. Și știți cum, o visat, nu mai luat atât în serios. O trecut vreo 2-3 zile, iar îi vine Sfântul și iar îi s-a arat și iar îi spune, duci fă milostenie la Sfântul Prorocul Ilie. El iar îi spune soției și zice că ceva se întâmplă, nu înțeleg și de ce vine către părintele ăsta. Mai trece vreo câteva zile, e visat și nu știți cum, așa parcă cu severitate, nu știu cum, lucrăreți, am spus că te duci să faci milostenie. Scoală și îi spune soției, nu, eu mă duc să văd unde este mănăstirea asta și ce reprezintă e. Zici că eu sunt. Bacica vine și-o întâlnește și că eu sunt... Părinte, mă simțe că vine și ești înainte. Da. Și el zice că... E că vreau să fac o milostenie. Dar zice că bine, haideți să vă arăt. Și era cum jos la subsol unde se face la momentul dat slujba. Când se întâi el, dar bacica cu persoana de aici care a venit, când se întâi, bacica era... Bisericuța, hai, intră, dă să vedem, nu era sărbătoare, nu era în curs săptămânii, dar el intră și când dă cu ochii de icoana al Sfântului Serafim și zice, păi ei stau unit la mine și vin, ne-o spus să vin aici. Și când acolo era Sfântul Serafim Sfarovski și bacică, înțeles, că este într-adevăr, a fost pe rugăciunea lui părinte, că s-a rugat la Sfântul Serafim și l-a ajuns și a făcut o milostenie foarte mare care i-a ajutat la acoperirea mănăstirii. Un caz la noi odată s-a întâmplat în familie, la doilea băiat al meu, Vladimir, păi cu mașinile pe un oraș, încolo, încoace. Și
Mă sună că era pic după orele 12. Leonid, păi tu ce faci? Tu, părinte, băi, de băiat și la a doilea tău, băi, unii el, băi, iar tu, băi, stăm, băi, mustrează, băi, ia, băi, mustrează, așa, vezi unii el. Părinte, și bă, caz, doamnă, iar tu și vezi. Ies eu, mă duc, mă uit, mă văd, nu e acasă. Părinte, zic, nu e acasă. Apoi nu e acasă, dacă era să vii, să-i spui tu lui că ia ca așa și așa, să asculte, să nu îmbli el nici încolo încoace. În sala aceea, pe dânsul l-a lovit cu o sticlă în cap niște băieți. Cu un bacal, cu un nu știu, l-a lovit. El nu fumează, nu bie la mine, bă, la mine, deloc, categoric nu servește. Și un părinte mai l-a murit atunci. Și că părintele m-a sunat anume în momentul când s-a întâmplat. Părintele zice, păi de-a putu eu mă rog pentru voi, vei, dar voi ce faceți? Adică el în permanență pentru noi să ruga. El îți primește că simțe fiecare pericol, fiecare și... Eu nu mai simțe. Vă spun un caz și am pățit eu cu părintele, că referitor la ceea că el e. Știa lucrurile, le anticipa. Le anticipa și le știa. Știa, te știe ca pe o... ca pe o... ca pe gen. Te știe ca pe carte. Sună el într-o... după amiază. Vova, ce faci? Zic, părinte, acasă, că am venit la lucru și să acasă, să văd cu Lilia. Viste 25 minute, eu sunt la voi. Bun, părinte. Noi, repede, hai, repede să... Organizăm. Da, organizăm și da. Da, repejor organizăm și da. Vine tata. O venit el. Dar m-am așezat la masă, m-am spus, băi, vreau să mă întăresc cu leacă. Zic, părinte, nicio problemă. Am pus pe masă, tot frumosel. Ne-am așezat. Am luat la masă, dar era... Miercuri era. El mânca ca o păsărică, mânca două, trei linguri, am da. Am luat la masă, frumosel, tot. Am servit câte un păhărel de vin. Și după aceea el s-a uitat așa la mine și a zis, dar serios, a făcut o față serioasă, o mimică serioasă. Și îmi spune, Antonovici, uite la mine drept. Așa spune, uite la mine drept. E fraza lui. Dacă eu mai vin odată la tine și sunt că tu în ziua de post ai mâncat miercuri ori vin, eu mai mult nu calc la tine. Dar el anterior? Dar eu ce-am făcut? Am venit la școală, miercuri, dar era foame și pe drum am luat la magazin o smântână de asta. Încă mâncat de post, cărcuri. Da. Și vin acasă și am mâncat smântânică și pâine cu asta și am mai fost și mai dat Dumnezeu, am mâncat și gata. Și am uitat de chestia asta, nici n-am astea. Dar el a venit, dar eu știu că dacă el vine, miercuri, gata, și s-o zis, tot trebuie să fie și în gemeni. Nu știu, atunci ați temi să mănânci miercuri, sigur că da. Da. Și acum poți să-mi este întrebi. Da. Da. Da, așa au făcut o mimică serioasă și au zis că Antonoși. Dacă mai mănânci. Că dacă mai vin o dată și sunt că tu ai mâncat smântână în ziua de post, o să eu nu mai caut o tine. Da, așa. Bacalaureat am avut și depun efort mental și fizic cum vreți. Deci pregătirea de bacalaureat e destul de greu. Copiii nu realizează că ei trebuie să învețe. Și atunci depui efort să-i predai, să găsești modalitatea. Și încă depui efort ca forța să asimileze și îi dai, da. E greu, mai scurt e greu. Și după asta epuizată și m-am îmbolnăvit. Eram epuizată și mi-au dat pe curătorii. Deci neurologul mi-a dat un tratament chiar destul de serios, costisitor și serios. Și venea sora medicală acasă și îmi punea pe curători, injecții și nu, parcă nimic. Nu era ameliorare deloc a bolii. Stăteam pe pat și îi sun la doamna Olga, la Olga Nicolaevna, sora Olga, și îi spun, ea mă întreabă, cum te mai simți? Dar eu zic, rău, nu știu, nu mi-ajută nimic. Înainte tratamentul ne ajuta, dar mă ia nimic. Mai în scurt, ei spune la părintele, Lilia e bolnavă. Părintele vine cu Olga, Vladimir vine și spune, și la poartă e părintele Rafael cu Olga. Vine părintele, dar eu abia mă țineam picioare, nu m-a ajutat tratamentul deloc. Părintele vine, îmi citește pe cap și mă vede așa suferind, că la dată mă mai smirea, mai ales când vine, mă ocărea, că nu mă smiresc în fața lui Vova și tu mai ai să nu te smirești, să nu-l asculți pe Vova. Dar atunci el așa cu jale s-a uitat și a zis că ți-e rău, așa,
Eu zic, da, părinte, deci, las că totul o să fie bine. Știe să te încurajeze. Și dacă ce, părinte, ca să fie bine, cu siguranță. Eu citit pe cap și îmi spune, da, asta era sâmbătă. Și îmi spune, duminică să te duci la biserică obligatoriu. S-a dus părintele, dar eu stau și mă gândesc. Eu nici să mă ridic să mănânc nu pot, cum să mă duc la biserică? Dacă au spus părintele, trebuie să facem ascultare. Ascultare înaintea slavei. Mă ridic eu cu chiu cu vai. Cinstită vă spun. M-a dus Vladimir cu Alexandru, cu fiul mai mare, aproape de subsori așa. M-a dus, pișoarele așa mi se împleticeau. Eu nu știu cum am stat la slujba aceea, cu chiu cu vai. Îmi era rău și o femeie a văzut în biserică care, cred că lucrează acolo, mai e seama la icoane, mai șterge icoanele. Și eu văzut că mi-e rău. Și spunea că acolo este aghiazmă. Mai turnați-vă aghiazmă. Și eu îmi turnam aghiazmă în cap. Nu mă putem ține pișoare. Și până, așa mi-a fost până s-a terminat liturghia. Ieșim, ne ducem acasă, dacă m-a dus în biserică Vladimir cu Alexandru cu chiu cu vai și m-a rezumat de un părinte acolo și a stat, a ieșit din biserică și merg pe drum și gesticulez și vorbesc, dar Vladimir se uită la mine și zice, dar ce ai înjis? Și eu ne-am dat seama că eu vorbesc, gesticulez, merg singur, ei nu mă mai duc, eu nici nu-i dădem seama de asta. M-am oprit așa pe o clip și m-am gândit, Doamne, orice facem dacă nu era părintele Rafael, cred că mă apropădem. Și că atunci, adică cu fiecare clipă de asta, îmi dădem seama, cum spune domnul Leonid, dacă n-am fi avut, este cel mai mare noroc din lume să ai un părinte duhovnic și mai ales ca părintele Rafael. Îi mulțumesc domnului și părintele Rafael și ne rugăm ca prin Sfintele lui rugăciuni să ne mântuim și noi păcătoși, dar Dumnezeu să-i facă parte de un loc alături de Sfinți. Părintele odată ne spunea, zici că, ei, Fănas, câți ani ai tu? Eu zic că, de că aproape 40, dacă asta a fost în trecut. Zici că, oi, Fănas, eu la 20 de ani, eu de mă rupem pământ, de mă așa lucra în temă duhovnicească. Da. Că și cum întreba pe mine câți ani am, că eu 40 de ani, că zic că sunt lenos. Că pe o secundă și-am vrut să spun, iată, anume, exprimarea asta lui, cum a fost, e foarte interesant, fiindcă el când a apărut în Moldova, de acum după studiile de la Zagorsk, da. El când a apărut, el a apărut ca un simplu dascăl. Ar fi de închipuit că Sfinți Părinți capătă daruri mari la Dumnezeu cu ani și prin foarte multă muncă. Dar la dânsul a venit în dar lucrul ăsta. Da. Dar și spune că lucrul ăsta. Ne spune foarte, foarte interesant. Asta a fost timpul când a fost după prigoana bisericilor, când biserica era dezbrăcată. Într-un fel. Da. Și atunci Dumnezeu, cum a spus în Evanghelia, că dacă ăștia vor tăcea, pietrele vor vorbi. Da. Adică Dumnezeu a dat darul lui într-o persoană care nu trebuie să fie pregătită, care Dumnezeu a pregătit-o cu timpul de acum, dar darul a dat deodată. Fiindcă nu de atât părintele a meritat, mă gândesc eu așa, dar de atât fiindcă poporul avea nevoie de el. Da. Și iată părintele conștient, înțelegând că el are darul ăsta de la Dumnezeu, un dar, a plăcut și mai mult să muncească. Și că pe munca lui, el de-am și-o cumpărat darul ăsta în dar. E lucrul ăsta de multe ori așa mă gândeam. Dar Tante Maria ne spune, când ne întâlnim cu dânsa, adeseori Tante Maria ne spune că, dar știți că e până la urmă, îi spune Iura. Și Iura, când era mititel, spune, zicea că aici, când am fost la Tolocănești, spune că, ia că vedeți clădirea asta, poșta asta. Și apoi Iura era mititel și meșterii fășeau acolo. Și el a venit și a zis că, dar de ce faceți așa? Că nu trebuie ușa să fie în partea asta. Că în partea asta la oameni n-a și comod să intre. Dar ușa trebuie și partea și aia, ca oamenii să aibă loc să le și comod să intre acolo. Dar meșterii și aia s-au uitat și o zic, și mai mucosule, și tu te mai prișeic la construcții. Și o zic, după și s-a dus, dar el era mic, spune că el avea undeva vreo 8-9 ani, când ne spune. Tante Maria spune, și el a venit acasă, dar ei au rămas singuri și când a văzut, a schimbat ușa și a pus acolo, ne-a zis, Iura meu. Ei s-au gândit, au văzut că și-a spus el, un copil, a fost adevărat. Mama părintelui e născută la o zi foarte însemnată de bună vestire. Și e unica la părinți. Da. Nu mai are frați, nu mai are surori. Părintele Rafael tot e unicul. Și noi, în discuțiile noastre cu mama Maria, desigur, e nouă ne spune de referitor și spune că a rămas singur, gata, nu mai sunt, nu mai este, zic, dar nu ești mă tare singură. Mă tare, părintele Rafael
pe noi, pe toți, ne-au făcut ca să fim alături de Matale. Uite, așa și este. Matale e și mai bogată. Matale, atâția fii duhovnicești au părintele Rafaeloia și noi toți suntem fiii Matale. Ne-am luat așa un angajament cu familia să o vizităm cât mai des pe dânsa. Și mărimea posibilităților, clar, să-i tragem atenția, nici nu se discută întrebarea de a trage atenția. Dar cu atâta căldură Mama Maria a educat o ființă, da? Părintele Rafael. Cu atâta înțelepciune. Fiind e ridicată, dusă în Rusia, tipul de celea care a fost ridicată și e copilă mică, copilă mică, da, de portările, da. Și-au format familie, și-au format gospodărie și căsuța și ea la momentul dat, ei e o căsuță, parcă e dintr-o poveste. Micuță, dar cu gust. O solușoară. Dar ce interesant, căsuța aceea când ea s-a măritat, practic n-aveau nimic. Ei de la acșaț au început acasă totul. Da. Adică neavând material, au început cu acșaț, acasă ceva. Și iată, vedem ce e ce au făcut. Adică asta demonstrează munca lor, adică predarea lor în a munci, prin muncă să-și face ceva. Și atât darul ăsta și la părintele este, au fost. Da, munca sidă. Da, toată viața a muncit. Munca sidă, grea, da. Ca așa cum a spus prețesitul Ioan, cum a spus părintele Octavian, deci că el din mărs mânca, din mărs dormea și tot timpul spunea că mă duc cât mai am timp să mai cad vreo două suflete să le scăp. E ca așa, adică să le rituiesc la Dumnezeu. Am fost cu doamna Olga la părintele, la Toloconești. Dar înainte de asta, părintele cu sora Olga ne-a spus așa, eu vreau să mergeți cu mine să vă arăt nordul Moldovei, fiindcă Lilia e de la nord, de la Rășcani, dar tu, Olga, ia ca să vezi nordul nostru. Ne-am dus, ne-a luat cu mașina, el era cu altă mașină, dar noi eram cu altă mașină. Eram cu ginerile la sora Olga. Și ne-au dus la toate mănăstirile, dar și curios, la unele mănăstiri intram înăuntru, ne ducea la mănăstire. La alte mănăstiri ajungem până la mănăstire și ne ducea la izvor, ne ducea la clopotniță și în mănăstire nu ne ducem. Cu toate că nu era, adică era cursul săptămânii, la țară oamenii toți sunt la muncă și măicuțele sau monahii toți sunt la muncă și eu pe urmă, fără ca să-mi spună părintele, eu am înțeles. El ne ducea acolo unde se mai păstra duhovnicia adevărat. Adică unele lucruri care el le ocolea așa un pic, noi am înțeles cu Olga că ne ducea anume la locurile unde este duhovnicia adevărată, unde s-a păstrat harul lui Dumnezeu. Și el, fără ca să ne spună asta, noi am înțeles. Să oprești și spune, ia ca o clipă vă odihniți și să duce și ne cumpăra înghețată. Ne cumpăra înghețată, exact ca un tată, și noi așa ne emoționam și este au fost, nu știu, sora Olga poate spune singură, acestea au fost niște momente extrem de interesante, niște momente iripetabile, care în viața asta probabil că numai o singură dată se întâmplă. Și clar că stația terminus a fost Tolocănești, dar la Tolocănești și m-a impresionat, am stat la masă. Tante Maria s-a pregătit ca în ziua de Paște, că vine fiul ei. Da, că vine fiul ei și e cu atâta drag și ca și părintele. Iute, repijor, spună pe masă. E clar că noi tot nu ne-am dus așa ca moldoveni, știți cum, ne-am dus și noi cu ceva, am contribuit. Și cel mai impresionant, după ce am stat la masă, s-a dus să ne arăte și să răiești și ala unde. Și acolo, la dânsa, piernile așezate toate albe și așezate așa cum la noi la nord, la noi tot, eu din Rășcani, tot așa piernile, mama punea piernile curate, albe așa. Și părintele Rafael, ca în copilărie, și tante Maria, când l-a văzut, el s-a așezat, obosit, s-a așezat și s-a culcat pe piernile și ele așa. Dar tante Maria spune, zice, Lilia, Olga, haide-mi, lasă Iurica meu să odihnească, ca în copilărie. Și el a adormit, deodată așa a stat și a adormit. Și el spune, noi am să vă arătăm vouă cu ala ceva tare interesant. Ne-am dus noi așa în fundul grădinii și la dâns și acolo este pădurea. Da, ala spune, Lilia Alexandrovna, să vezi ce-o mai munșit mama Maria. Spune, deja ca scările este, eu au făcut scări pe pământ așa să ne coborâm la izvor,
cu hârlețul. Și să putem noi trece, mă rog, mari cucoane au venit, știi? Să putem noi trece acolo și au făcut scări pe pământ ca noi să ajungem la izvor. Izvorul Șeala m-a impresionat. Apa era răși ca gheață. Și izvorul curge și acolo pe pietre, așa ea, de la izvor, parcă un răușor așa ea. Și ne-am vărut cu picioarele acolo, ne-am spălat, am băut apă. Eu dacă bem apă din oricare altă fântână așa rece cât tăie la os, precis mă îmbolnăvim și răcem cu siguranță. Acolo n-am mai răcit și era izvorul Șeala cu apă limpide. O frumusețe acolo și mă gândeam, Doamne, parcă ne merită în rai. Îmi pare că asta e ceva, nu e real. Nu se întâmplă în viața noastră, în viacul nostru tehnicizat așa lucruri. Sălbatic, frumos de, sălbatic de frumoasă. Și Ala spune, zice, Mama Marie, hai să le ducem pe Lilia și pe Olga să-i arătăm copacul nostru îndrăgit. Dau că niște copaci viguroși. Și Ala spune, zice, când e greu cu Mama Marie, venim aici și o scătăm lângă copacii ăștia și așa ne simțim de bine. Și eu prima dată am văzut copaci așa care crescuți din așa o leacă tulpină, așa pe așa. Dar ăsta din rădășină, așa doi copaci alături crescuți. Ca o familie. Tante Maria atunci a spus, zici, când am văzut copacii ăștia metitei, apoi eu m-am gândit că Iurica meu o să aibă familie. Și eu am visat ca Iurica meu să aibă familie. Da, la zici, da și Mama Marie, că așa eu fost de la Dumnezeu, că el trebuie să fie monah și el trebuie să salveze atâta lume. Dar ea spune, da, știu, da, știu. Dar adică copacii ăștia erau metitei și erau așa ca o familie și el e visat ca părintele să fie preot mirean și să aibă familie. Da, Dumnezeu a făcut lucrarea lui, cum știe el mai bine. Iată, de exemplu, noi câteodată încercam să lăudăm ceva, să lăudăm ceva și e ca și părintele Rafael să fie de laudă. Noi, de exemplu, putem spunem că, of, tante Maria, așa e de gustos, dar așa repede altă vorbă să iei, nu cumva să o lauzi. După ce am stat la masă noi atunci și ne-am dus, părintele spune, vreți să mă ajutați în coleacă? Dar noi ne-am gândit, dar noi două femei, ce putem să facem noi pentru părintele? Și ne-am dus la mormântul lui tăticului și eu prima dată l-am văzut cu părintele. Eu totdeauna credeam că părintele e numai puternic, numai știe totul, poate totul. Și când l-am văzut plângând ca un copil, eu m-am cutremurat, noi așa de tare am plâns cu Olga. La mormântul lui tata lui, el a tămâiet mormântul, el a citit rugăciune, de la așa de tare plânge. Eu niciodată mai mult nu l-am văzut părintele așa de sincer și așa ca un fiu adevărat. Adică el în momentul ăla, el nu era stareț, el nu era monac, el era copilul care își deplânge tatăl. Noi așa de tare am plâns cu Olga, că Olga spune, zice, dai niște ochi roșii, eu cam rar plâng, eu nu prea pot să-mi exteriorizez sentimentele. Eu retrăiesc, dar în interior. Dar atunci am dat frâu liber când am văzut că părintele așa plânge. Plângem toți. Părintele plânge și plângem toți. Și ca este momente, eu să vă spun că ele sunt irepetabile, nu se mai repete niciodată. Dar iată, cu Vladimir spunem că părintele ne lipsește tare mult. Când a fost părintele la pat, în vreme de acum, stare chiar înainte de a trece din viață, într-o stare foarte gravă. Și noi am ținut momentul ăsta ca să nu deranjăm foarte tare mama părintele. Eu tot am ținut că el să nu afli tot. Să nu afli. Și atât timp când nu era posibil de mai ține, atunci noi am chemat că poate nu se știe câte zile părintele mai are, măcar să fie mama. Da, să nu vă pară rău că el nu a fost în ultimele clipe, da. Da, eu atunci personal avem tot așa o frică în mine că e totuși n-a să poate rezista la lucrul ăsta. Fiind având un mic fiu, dar chiar în deosebi viața ei a fost foarte grea. Da, o viață nu, foarte grea, dar o viață cu o cruce foarte mare. Ea, fiind dusă de mic copilă prin Siberia, deportată, pe urmă, așa cum a spus, a venit, cum ea știe cum a venit, pe urmă... Se întemeiez o casă fără nimica, pe urmă, fără sprijin, fără ajutor. S-a format o familie, soțul nu avea nimic, ea nu avea nimic. Și iată, aici tot e un lucru foarte interesant, fiindcă ei când a fost s-a luat împreună, s-a luat nu din
hotărârile lor, din hotărârile din rudenii. Rudenile. Da. Și iată, asta tot este smerenie. Când tu faci, asta demonstrează iar din nou ascultare, care o transmis ușor părintele Rafael. Iar din nou ascultare, că unii te trimite Dumnezeu, acolo pleci capul și mergi. Și iată, unii mergi, fiind trimis Dumnezeu, acolo mergi pe calea dreaptă. Și iată, e așa făcea. E poate nici nu știe că așa. Intuie asta, că așa e corect. E așa face, că tot timpul așa face. Și că o părinte o familie din zero, cum spuneam, n-avea nimic acolo. Și prin muncă, prin sudoare, a început o ridica așa face și a făcut o gospodărie foarte bogată. Noi acum vedem o căsuță mică și un sărăieș mic, care pentru noi pare mic, dar pe timp ce el era ceva bogăție. Da, era o casă bună. Da, și mai ales de așa o și îngrijită. Și... Da, și de oameni gospodari care nu făceau bani cu... Bani în loc și sunt și greu. Da, nu erau funcții de afaceri, dar cu trudă. Cu tractorul, cu săpuța, sapa în grădină, adică așa, adică... Și după aceea, având un fecior și având unii cu fecior, rămâne fără fecior, asta e din durere. Și atât ultima durere, când s-o permit și aceasta, că părintele pleacă din viață, și să iei vie de cu ochii ei. Da, ți-a observat că ei s-a schimbat mult, o decăzut mult după moartea lui. Da, eu acum o decăzut, dar eu atunci era, în momentul ce îi povestesc, eu atunci avem parcă așa o frică că ei de n-ați rezist. Eu pur și simplu schis și așa moară. Și atât, eu când am văzut reacția ei lângă părintele, eu am rămas șocat. Eu am înțeles că părintele se odihnește pe lângă mama lui. Și putere de voință are. Da, și putere are. Așa, adică în ghilimele, s-o zic, părintele lucra doar lui Dumnezeu, așa, tot altceva. Nu e altceva, da. Dar eu când am văzut puterea mamei lui, eu nu aveam cuvinte cum să lămuresc asta. Ea și deam cu fiul ei și încuraja. Las că fii tot bine, las nu le trăi, las nu, așa cu îndrăzneală, așa. Și nu m-aș duce de fața părintelui pe ușă plânge. Și vine înapoi iar să încuraja, iar îl mângâie pe părinte, dar asta nu plânge, nu retrăie, că noi tăiați așa, ne îmbolnăvim, pe urmă să ne lecuiem, să ne vindicăm. Găsă puterea. Da, părintele știe. Dar pentru mine asta a fost o minune, că se văd așa ceva, adică mama fața părintelui și adică foarte așa curajoasă. Și îți duci pe ușă și plăci, pe urmă iar vine. E ca așa și părinte putea face. El putea cu o persoană să vorbească strict, dur, mustri, dur. Dar cu alta blând. Momental se întoarcă la altă persoană sau duc lumii. Atunci când văd părinte din viață, noaptea la 4, mi se pare și 20, foarte mult fie de conici și nu putea dormi în noaptece. Noaptea dorme. Nu știu la dumneavoastră, dar eu mulți am întrebat și mulți nu dorme. Noi nu mai dormim. Dar nu dormire atât că s-a dus părinte din viață, adică că o aflat că s-a dus părinte din viață, dar chiar nu dormi eu în noapte, de la începutul nopții până în momentul că s-a dus părinte. Când s-a dus părinte. Da, eu, tot fix cazul ăsta, eram atunci la Chișinău, născuție la Ana cu Vladimir, a rămas atunci la 12 noapte și iată fetița lor de 2 ani și atunci, în 2 ani jumate, camera. Fetița așa năzbântioasă, foarte, foarte așa activă. Târziu scurc, adică e așa cam, și iată, dar atunci, fix la ora asta când părintele trecut din viață, eu tot nu trebuie dormit, noapte ce n-am dormit. Și eu știam așa cap și pierna și aud, plânge fata tare în partea, în camera lor. Când fata era cu dânsă în cameră, plânge foarte tare, așa s-a sculat brusc, începe plânge, foarte tare plânge, răcnește. Și mama e spală și ce mă crină oprește, ce cu tine, ce plânge, dar ea, plânge și nu spun nimic și acum mă întreabă mama, dar te liniștești, dar și cu tine, dar zice, mama, hadiam, zice, că unde e? Hadiam, și mama nu spune nimic așa. Și atât, cumva s-o liniștite pe fata și după aceea mă sună prin telefon și mi-i spune de la mănăstire că părintele s-a trecut. Și Ana iese din cameră ei, cu de cum a telefonul meu și zice că și eșec s-o dus părintele. Te închipui, fetița a reacționat. Păcat. Noi abia acum am aflat tot. Poți emoționat cu lucrurile tot tare. Și după ce eu am sunat tot, am mai spus și eu că să fie după cunoștești care știam. Și noi am aflat și noi la ora 4 jumate.
Dar am spus. Mi-a sunat. Eu sunam la persoane care sunam și îi spun că tu înțelegi că eu sunat să n-am tot. Și atât chiar și ala de la Cripu a povestit. Atunci, despre mine, o durută de noapte stomac, și medicamente nu au luat nicu, nu au ajutat, și nu m-a trebuit prea în viață, a trebuit stomac. Da. Și Liuda de la Briceni, tot e sora, sora noastră, tot fiică duhovnicească, ei m-au sunat. Și părintele au spus că voi să fiți împreună și niciodată să nu uitați unul de altul și să vă ajutați. Ia ca copilul, el avea grijă și Liuda întotdeauna e departe de noi, dar ne sună, ne poartă grijă. Dacă sunt bolnavă, mă întreabă. Și am vrut să vă spun aici despre caietele care părintele ne dădea să le scriem. M-am apucat să scriu, zic, dar nu mai scriu cât lumea, așa e de greu. Și încet, încet, părintele cred că se ruga pentru mine. Și când la urmă de-a mă revenim înapoi să citesc, vedem că de acum și părintele m-a întărit de tare, când revenim primele să le citesc, vedem că sunt foarte tradus așa, nu chiar exact, nu chiar bine. Și revenim iar, adică pe parcurs eu am căpătat experiență, părintele m-a întărit prin rugăciunile lui. Și iată, și am scris de acum, a doua jumătate a caietului, a fost cu mult mai important. Așa că asta am înțeles ajutorul părintelui. Părintele m-a ajutat prin duh să acumuleze experiență și să pot face ascultarea care mi-a dat-o el. Părintele știut, poate mă greșesc, dar eu cred că tot știut chiar și cu 2 ani înainte. După cazul acela când s-a oferit, de cum el a înțeles, de cum merge spre ea. Dar poate și altul a înțeles. Dar e fapt că el o știut. O știut. O știut. Nouă ne spune că el de grab o să plece. El nouă ne spune, el nu ne gătepe. El nu s-a spus, dar eu vreau să mărturisesc dragostea lui cât de adâncă a fost față de fiecare conicești, prin ceea ce vă spun amu. El știind că are cancer, știind că el a sprece și știind că asta e voia Domnului, așa să fie, el a ascuns până în ultima clipă lui Hristos. Și iată, ascunderea asta lui așa a fost interesantă și copilărească, că chiar nu-s cuvinte. El se ducea la Rășcan, stătea în spital și se licuia spinarea, că la dânsul cancerul a fost în coloană, se licuia spinarea cu un sor de piele. Înțelegeți? Și el spunea că așa de bine ne ajută. Cu ce? Un sor pentru piele. Piele, ungea pielea și el doar de toți vedea că îl înclină, da? Că spinarea îl înclină și gata. Dar și el ca să ascunde, să nu îl trimate nimeni, să insiste, adică fii duhovnicești, frate, să insiste să ducă, să treacă aparate profesionale, aparate doctor. El ca să insiste, să nu cumva să-l trimate cineva încolo cu forța, că el și așa plus depisteze problemă, el făcea așa șmecherii, că și cum el gata iar să vindic, iar tot e bine și sunt bine și nu trebuie nimic să ne deranjeze. Și chiar era interesant că el mângea pielea cu uzuri și că atât e mai bine, de atât e bine. Și am găsat probleme, că el așa, ca și cum. Dar de ce am înțeles eu din asta? Am înțeles că el a ascuns asta pe ultima clipă ca să nu facă dureri la fiind comisiești. M-am înțeles aici la nou cu medici, să treacă părintele, să treacă aparatele, să treacă tot. Și am sunat cu părintele vreau să zic, bă, ce ai că așa zic cu părintele, cu așa. Mă sună părintele. Băi, Ionia, băi, de câte ori îți mai spun, băi? Eu am altceva, băi, nu tu să, eu știu și am. Nu vă astea, lasă eu. Nu m-am misticat. Da. Și eu am făcut să lui operațiile mei și atât eu am făcut tăr, mă sună el pe mine, la 30 sau 4, nu știu, mă sună. Și cu glasul și era prefăcut, cum el se prefăcea, ca când nu era el. Eu zic, baci că binecuvintează el. Mai cunoscut, așa. Eu zic, dar cum să-ți cunosc, părinte, dacă nu ești părinte, cum să-ți cunosc? Băi, Ionia, băi, ne faci și chem. Fac, părinte, clar lucru, de câte ori ne-ai spus, întotdeauna am făcut ascultare. Băi, vreau niște pește de acela. Sau cum ne-au coașe Sveta, să ne-au coacă în ei, așa să ne aduci. Ne-ar faci? Fac părinții, da, de Sfeta, zic Sfeta, zic părinții, m-a sunat, părinții vrea pește. I-am dus la Fugulița, am luat pește, am venit cu Fugulița, l-am copt, l-am făcut pe altul, i-am dus.
El cât a fost în spital și cu spatele cât a stat în partea asta, el pe timpul noi în fiecare zi cu Svet avem grijă și ne ducem și ducem și o hrănită. Și asta la noi a fost. El ne organiza ca noi să ne facă bucurie, să ne întâlnim unul cu altul, dar el lua de două, trei ori. De multe vreau să spun eu că mâine vin la tine la poznașe. Da, da, da. Și dar nu mâncare. Poznaș, măcar unul mâncare. Da, el ne organiza pe noi să facem mie, să ne întâlnim, să fim bucuroși, dar el nu mânca. Aproape deloc nu mânca. Cineva din creștini am trecut, s-a întâlnit cu părinții înainte de chicap, chiar la pat, înainte de hram chiar. Și s-a auzit acum tot niște vorbi că spune, sunt bacică așa cum vorbe, dar el îi spune... I s-a arătat măicuța Domnului și i s-a spus că a să te iau la o zi însemnată pentru mine. Asta părinții i-a spus cu el. Da, el stând așa, știți cum, între mireni și vorbea problemele lor care le aveau ei. Și bacica îi spune, știi, mi s-a arătat Maica Domnului, știi și ne-a spus ca să mă iei la o zi tare însemnată pentru deaza. Și mai departe a început a vorbi a lumii, lumește. Și când s-a adus aminte, când bacica doamna a trecut, pe data de 13 octombrie și când pe 14, de acoperimentul mai și doamna, într-adevăr, bacica era. Dar așa cum vedeți că domnul foarte însemnat pentru țară, pentru fost ca un acoperiment. Pentru tete, da, el tot timpul s-a rugat. El, pentru ce mai trebuie un tot apărut poporul, ocupirit adică tot poporul, și anume poporul, cum să spune. Tot postul timp s-a rugat pentru tot. Da, pentru că tot era și strânești, mai pe domnul. Da, au fost acoperitoare. Da, eu dat așa o zi însemnată, m-a arătat că el tot e acoperitoare, adică... Cel mai impresionant moment care a fost la mine pe lângă părinte, când el de cum a avut ultim de clip, e când nu mai tine și mâna ridicat sus, nici... El chiar ultimii săptămâni, ți-a stai, nu m-a dus în poziție pe parte, dacă nu tot ce e alt fel, gata, el se învârtez că mie avea dureri foarte mari și nu m-a pe poziție. Avea o poziție unde el cât de cât să mi să vină. Și atât, eu fiind atunci la Chișinău, tot de pasare pe Zădou, m-am întors și m-am întors cu câțiva fii ducomicești ale părintele. Dintre cei mai iubiți fii, eu cred că acelea. Și eu am intrat înainte, în cameră la părinte și eu către tot ce tot așa plăcesc, mă ienț, mă filmez, ca să rămâie o istorie, am câteva momente de să părintele cum să de la pat, adică ca să rămâie o istorie pentru noi și o amintire. Dar atunci am intrat și pentru mine era o istorie mare să filmez, că, dar, pentru că erau niște foarte importanți, adică pentru părintele și eu am intrat în discuții, tot de Chișinău și e multe obiunite care dată, de asta poate nici nu a fost perioada de boală al părintele, nu am intrat în chilize. La mănăstire. Și atât eu atunci mi-am venit în cap să filmez. Fiind un moment foarte important, dar m-am oprit așa, nu știu cum, cugetul, parcă conștiința nu m-a lăsat și m-a mostrat, nu trebuie de filmat. Și eu m-am înțeles de ce nu trebuie filmat. Și eu prosim m-am dus până în capul chilii, m-am așezat pe a doua pat și știa și m-am uitat. Eu fiind tot timpul leacă mai mostrat de părintele leacă mai ciufurit, așa cum zici, de plieti, cum zicem popor. Da. Eu n-am avut îndrăzneală așa, că mă duc chiar la părintele să bat o matană, cum făceau toți. Eu, pur și simplu, s-a arătat mâna și m-a dus pe pat. Adică, mă stăream nu mă bag așa tare. A sufletul. Da. Știind că, cu toate știind că mă iubești tare, dar metoda asta lui e mine de a mă smeri, de a mă... N-am vrut că atunci să-l fac iar pe el folosesc metode de astea, adică... Da, da, da. Știind că este nimeni să-i folos. Și pur și simplu m-am uitat, m-am dus pe pat, m-am așezat. Și mă uitam cum între cele sunt fii duhovnicești. M-a întrebat, m-a dat atunci primii doi copii, dintre cei mai ieși, printre altele copii, asta este faptul care părintele la tata ei a spus, fiind Adivieva, i-a spus că te duci la Moldova și faci o fată și îmi întreabă, ai înțeles? Și îmi zice că da, părinte, voi tu ai înțeles? Am înțeles și așa și-a făcut o fată. Iată, și asta a fost o fată binecuvântată de părinte. Și așa fata asta, când a intrat, părintele s-a uitat așa, dar el ne-așa așa pe pat și numai din cap așa puțin de ea, mâna nu putea ridica la ochi. Și a întors așa capul văzut-o și a întors înapoi capul. Fata și-a stat o leacă de gândeț, adică cu frățul oră. Și părintele a bucurit în leacă.
să chipă. Dar de ce oare a plâns? Este un fost cel mai îngheționat lucru mic rău ăsta, părinte. Și atât părinte cu plite lăcrimi și nu a fost emoționarea asta părinte cu plite lăcrimi. Dar m-a emoționat faptul părinte nu te ridică mâna și de des ridici mâna la ochi și nu ajunge cu mâna la ochi. Și ce pot a strige așa strâns pe oapă, și apa și așa din ochi și el nu face așa din cap și tăcea. Și atât, m-a dat a doilea persoană, că tot iubită al părintele foarte tare și părinte și încă mai tare plânge. Plânge. Da. Adică mine așa tare m-a emoționat lucrul ăsta. Eu nu asta am văzut durerea părintelui că se despărțește. Dacă fi voia lui, el poate tot timpul ar fi rămas cu noi. Cu toate știind că la cer el s-o odihnească. El s-o odihnească. El era jeles în lasă. Stăie în muncă, să muncească toată viața, cât mai mult, dar nu mă stăi cu noi, atât timp să nu povățească, să ne ajute, să ne ajute, să nu cădem. Și atât de că lucrul ăsta atunci foarte timp. E emoționant, da. Da, și după ce e părinte a doua zi, o spus la chilienic, mai mult nu-mi dă voie la nimeni întâlniri, gata, și după ce nu dă voie, mi se pare că zis a doua, nimeni nu putea intra pe lumea asta, părinte. Nu mai dat voie. Și de tare l-a afectat părintele, durerea asta, dragostea asta care e... Să închipe? El a văzut că se emoționează și nu a putut rezista despărțirea, da. Mi pare rău, tare. Da, sunt nebucuroși că am avut o discuție așa frumoasă. Adică, eu cred că asta este chiar și cu binecuvântarea părintelor. Dar el, fiind, da. Poate și el acum lângă noi. Lângă noi, da. Precis, și, cu siguranță. Cu mila lui Dumnezeu. Și în încheiere, da, să spunem poezia. Da, poezia asta eu am scris-o inspirată de frumusețea mănăstirii. Și nu atât exterioară frumusețea, dar am simțit harul lui Dumnezeu. Eu atunci nu înțelegem și constă harul, dar adică în loc unde te simți bine, înseamnă că acolo e lucrarea lui Dumnezeu. Și eu peste mulți ani am revenit la poezia asta. Ea este poate mai naivă scrisă, dar în schimb e din suflet. Și părintele atunci avea mult de muncit asupra sufletului meu creștinesc, dar poezia, vă spun că în poezia asta am pus toată dragostea pentru scumpul meu părinte. Poezia se numește rugăciune. O rugăciune simplă, o rugăciune sfioasă și o rugăciune așa care de un începător, dedicată părintelui duhovnicesc Rafael. Mă rog la tine, ploaie, pentru al meu părinte, înrourează-i fruntea cu harul cel fierbinte. Mă rog la tine, steauă, revarsa ta lumină pe chipul lui cu minte și sufletul-i alină. Mă rog la tine, lună, veghează-i ruga sfântă pentru poporul pașnic ce răul îl înfruntă. Mă rog la tine, soare, revarsă-ți focul care în suflet îi aprinde dragostea lui cea mare. Mă rog la tine, maică, cea sfântă și fecioară, acoperă-i comoara ce din Hristos coboară. Mă rog la tine, Doamne, mai dă-i zile de trai, să ne vegheze calea și drumul înspre rai. Și te mai rog eu, Doamne, cu mare rugăminte, păzește-l de primejdii pe bunul meu părinte. Mulțumim dumneavoastră. Vinis cu adevărat să-i trecim pe tine în scăpare de Dumnezeu și acolo de pe cele și care nu v-aș mai Dumnezeu nostru și ce și mai ce sunt pe care vine și mai stăvită fără de sima să răfine, care fără stricăciune pe Dumnezeu cum te născă pe tine, cea cu adevărat în scăpare de Dumnezeu pe Maria. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului și acum și pe Dumnezeu și 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 Dumnezeu și